Influence. Saturday Breakfast, November 30th, 1963, Captain Shreve Hotel, Shreveport, Louisiana, USA. Influență. Sâmbătă dimineața la 30 noiembrie 1963, la Captain Shreve Hotel, în Shreveport, Louisiana, Statele Unite ale Americii. I'm happy to be here this morning for this fine gathering of people. Sunt fericit să fiu aici în dimineața aceasta pentru această adunare minunată de oameni. Especially for the young people, as I understand that this service this morning is dedicated to the young people of Shreveport. Și în special pentru oamenii tineri, după cum înțeleg că acest serviciu în dimineața aceasta este dedicat oamenilor tineri din Shreveport. And it's a very fine time in my life, and a highlight, I call it a red letter, to get to address the boys and girls that will be tomorrow, if there is a tomorrow. Și aceasta este un timp foarte minunat în viața mea și un moment important, sau l-aș numi o scrisoare roșie, să ajung să mă adresez băieților și fetelor care vor fi mâine, dacă este un mâine. So we're happy for this. Deci noi suntem fericiți pentru aceasta. How many different denominations is represented here this morning, this little group of people? Câte denominațiuni diferite sunt reprezentate aici în dimineața aceasta, în acest grup mic de oameni? I say Methodists, hold up your hands. Eu aș spune metodiști, ridicați-vă mâinile. I just heard him say it from the denomination. All right. Numai ce l-am auzit pe el spunând de la nominațiune. În regulă? Baptists, hold up your hands. Fine. Baptiști, ridicați-vă mâinile. Minunat. Presbyterian. Presbiterian, doar uitați-vă. Lutheran, Pentecostals, and Nazarenes, filled with holiness. Luteran, Pentecostali și Nazarineni, Sfințenia Pelerinului. Any other denomination I haven't mentioned, raise up your hand. Oricare altă denominațiune pe care nu am menționat-o, ridicați-vă mâna. Well, if there's Catholics in here, let's see them raise up their hand, yeah? Mă întreb dacă sunt catolici aici, să vedem că își ridică mâinile sus. Da, vedeți? S-ar întâmpla să fie un evreu ortodox să vă văd mâna. În regulă, domnule. Sometimes I believe you're not long ago, the last meeting here we had one of the rabbis here in the meeting from the Jewish Orthodox, which is the really the mother of all this. Uneori eu cred aici, nu cu mult în urmă, ultima adunare aici, noi am avut unul din rabini aici în adunare, de la ortodoxi evrei, care este cu adevărat mama tuturor acestora. See, she brought forth the child. The Orthodox Church brought forth the Christian Church. Vedeți? Ea a produs copilul. Biserica Ortodoxă a produs Biserica Creștină. Out of Judaism come Christianity. Creștinătatea a venit din iudaism. And so we're very happy to see you represented here this morning of your church and your stand. Și deci noi suntem foarte fericiți să vă vedem reprezentați aici în dimineața aceasta de biserica și poziția voastră. And I certainly believe this, that God, if he should come today, he would not ask that question. Și eu cu siguranță cred aceasta, că Dumnezeu, dacă El ar veni azi, El n-ar pune acea întrebare. If we were all going in this morning, he would just take those who are ready to go. Dacă noi toți am merge înăuntru în dimineața aceasta, El ar lua doar pe aceia care sunt gata să meargă. Years ago, Mr. Ranch. Cu ani în urmă, eu obișnuiam să lucrez la fermă. And I was out there a few months ago again, stood out the gate with some of the brethren that's sitting here this morning. Și am fost acolo din nou câteva luni în urmă, am stat chiar în poartă cu unul din frații pe care îi văd șezând aici în dimineața aceasta. Brother Welch Evans, Brother Banks Woods from my church in Jeffersonville, and we passed through this gap we've talked about so much. Fratele Welch Evans, fratele Banks Wood de la biserica mea în Jeffersonville și am trecut prin această deschizătură despre care am vorbit așa de mult. I sat there many morning and was driving the cattle up off of the association. Was driving their cattle into the forest, the repertoire forest. Și stăteam acolo în multe dimineți când ei mânau vitele de pe asociația, își mânau vitele lor în pădure, pădurea Arapaho. The Troublesome River Herford Association grazes the forest on this side of the Troublesome River, which is called the East Fork. Asociația Troublesome Herford River
paște pădurea pe partea aceasta a râului Troublesome, care este numită East Fork. Then there's a West Fork Troublesome, and the upper Troublesome River grazes that side. Și după aceea este un West Fork Troublesome și Upper Troublesome River paște partea aceea. Now, if your ranch can produce, I think it's 2 bales of hay now, a year, you can put a cow in for each 2 bales of hay. Și acum, dacă ferma ta poate produce, eu cred că sunt 2 baloți de fân acum pe an, tu poți pune o vacă înăuntru pentru fiecare 2 baloți de fân. And of course, the Chamber of Commerce has your brand and how many cattle your brand takes care of or your ranch. Și desigur, Camera de Comerț are marca ta și de câte vite a ta marca are grijă sau ferma ta. And the ranger has to stay there to count these cattle as they go in. Și pădurarul trebuie să stea acolo să numere aceste vite așa cum ele merg înăuntru. And then he's supposed to check it over what brands goes in. Și după aceea el trebuie să le controleze din nou ce mărci merg înăuntru. And nothing can go in there except a genuine thoroughbred Hereford, because it's a Hereford association. Și nimic nu poate merge înăuntru acolo decât Hereford pur sânge veritabil, că este asociația Hereford. Nothing but a Hereford, registered Hereford, because the bulls and so many bulls and so many cows and so forth. Nimic decât un Hereford înregistrat, fiindcă taurii și atâția tauri pentru atâtea vaci și așa mai departe. It has to be that way because it keeps the pedigree of the cattle right. Trebuie să fie în felul acesta că ține cum trebuie rasa vitelor. It must be a registered Hereford to go in there. Și aceasta trebuie să fie un Hereford înregistrat ca să intre acolo. And you know, I watched the ranger as he would count the cattle as they went in, checking. Și știți, eu am privit pădurarul cum număra vitele în timp ce intrau, controlând. El nici o singură dată, cum încă l-am văzut vreodată, nu s-a uitat la o marcă sau să examineze o marcă. There was many brands going in, such as the Grimes is there, the Diamond Bar, ours is a Turkey Track, and then the Tripod, and different brands that went along that forest. Acolo erau multe mărci care intrau, de exemplu a lui Grimes acolo, Diamond Bar, a noastră a fost Turkey Track și după aceea Tripod și diferite mărci care au intrat în pădurea aceea. He never noticed what brand they had, but he searched every ear to be sure the blood tag was there. El niciodată nu a observat ce marcă au avut, dar el a căutat fiecare ureche să fie sigur că eticheta de sânge a fost acolo. Nothing but a third red Hereford could go in. Nimic decât un Hereford pur sânge putea merge înăuntru. Și eu stăteam acolo de multe ori, m-am gândit, acesta este felul cum va fi la judecată. El nu se va uita niciodată la marca noastră dacă suntem presbiterian, metodist, baptist sau orice suntem, sau penticostal, dar el se va uita la eticheta de sânge în semnul. That's what will take us in, because nothing can come into glory without its under the blood. Aceasta e ce ne va lua înăuntru, fiindcă nimic nu poate veni în glorie fără să fie sub sânge. A blood tank that we have accepted what God did for us in Christ. O etichetă de sânge, că noi am acceptat ce Dumnezeu a făcut pentru noi în Hristos. See, there's nothing that we can do for ourselves. We're a total failure. No way at all. Vedeți, nu este nimic ce noi putem face pentru noi înșine. Noi suntem o ratare totală, nicio cale deloc. When man sinned, he crossed the chasm between him and God and left his no way back at all. Când omul a păcătuit, el a trecut prăpastia dintre el și Dumnezeu și a plecat. Nu există nicio cale înapoi, deloc. But God, rich in mercy, accepted a substitute. Dar Dumnezeu, bogat în milă, a acceptat un înlocuitor. And that substitute today for us is Jesus Christ. Și acel înlocuitor azi pentru noi este Iisus Hristos. Only that alone will God recognize the blood of His Son when it comes to that time. Dumnezeu va recunoaște numai pe aceasta singur sângele Fiului Său când vine la timpul acela. Now, we're having a great time over to Life Tabernacle. Acum, noi avem un timp minunat acolo la Tabernacolul Vieții. We had a glorious time last evening to see the Holy Spirit move among us, and we're all looking for that. Noi am avut un timp glorios seara trecută să vedem Duhul Sfânt mișcându-se printre noi și noi toți așteptăm aceasta. Every man is looking to see where he come from,
What's he doing here? And where is he going after this? Fiecare om se uită să vadă de unde a venit și ce face aici și unde se duce după aceasta. And we've had many fine books written. Și noi am avut multe cărți minunate scrise. Eu tocmai am citit niște cărți minunate în viața mea de filozofia omului și lucruri. But although as good as them books may be, there's only one book that can tell you where you come from, what you are, and where you're going. And that's this book, the Bible. Dar deși oricât de bune pot fi acele cărți, există doar o singură carte care îți poate spune de unde ai venit, ce ești și unde te duci. Și aceea este cartea aceasta, Biblia. And the word is God. Și cuvântul este Dumnezeu. Now, we believe in that book, and that's what we want to stand for in this day. Acum, noi credem în acea carte și aceasta este ceea ce noi vrem să susținem în ziua aceasta. And it's promises in there that we'll be made known who we are, where we come from, and where we're going. Și acolo ne promite că vom fi, ni se va face de cunoscut cine suntem, de unde venim și unde ne ducem. I was reading an article not long ago in the Anderson Movement of the Church of God, a historian writing. Eu citeam un articol nu cu mult în urmă în mișcarea lui Anderson a Bisericii lui Dumnezeu, o scriere istorică. I believe it was in, I don't remember exactly now what age it was. Eu cred că a fost în, nu mi-amintesc exact acum ce epocă a fost. It was several hundred years after the death of Christ. A fost la câteva sute de ani după moartea lui Hristos. A missionary came to England, which was then called Angel Land. Un misionar a venit în Anglia, care atunci a fost chemat Angel Land. And he was trying to convert the king of England to Christianity. Și el încerca să convertească pe regele Angliei la creștinătate. And they were sitting by a large fireplace, and the lights of the fire was lighting up the patio, as we would call it today. Și ei ședeau lângă o vatră mare, luminile focului luminau curtea interioară, cum am numit-o noi azi. And the saint was trying to convert the king to Christianity. Și sfântul încerca să convertească regele la creștinătate. And a little sparrow flew in to the light, circled around through the light, and went out into the darkness again. Și o vrăbiuță a zburat în lumină, a încercuit în jur prin lumină și a mers în întuneric din nou. And I believe that all happenings are to the glory of God. Și eu cred că toate întâmplările sunt spre gloria lui Dumnezeu. I believe that he promised us that he'd make everything work together for good to them that loved him. Eu cred că el ne-a promis că va face totul să lucreze împreună spre binele celor ce l-au iubit. And the saint asked the question, where did he come from? And where did he go to? Și sfântul a pus întrebarea, de unde a venit ea și unde s-a dus? He came from the unknown and returned back in the same way. Ea a venit din necunoscut și s-a întors înapoi în același fel. And the saint said, this Bible holds a question like that for us. Where we come in from the unknown and go back to the unknown. Și sfântul a spus, această Biblie ține întrebarea în felul acesta pentru noi. Unde noi venim din necunoscut și mergem înapoi în necunoscut. And the next morning, the king, after studying about it through the night, that the man was right, he and his household was baptized in the name of Jesus Christ for the remission of their sins the next morning. Și dimineața următoare, regele, după ce a studiat aceasta în timpul nopții, că omul a avut dreptate, el și casa lui au fost botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor lor în dimineața următoare. Which is about 300 or 400 years or more after the death of the last apostle. Care este aproximativ 300 sau 400 de ani sau mai mult după moartea ultimului apostol. Now, I think this happening this morning of us coming together is just not merely to come here to eat breakfast, though we appreciate that. Acum, eu cred că această întâmplare în dimineața aceasta despre noi venind împreună nu este numai ca să venim aici să mâncăm micul dejun, deși noi apreciem aceasta. Eu n-am venit pentru că am fost obosit și nu m-am sculat chiar la timp, am fost prea întârziat. But I think this happening
is for the glory of God and for the kingdom of God. Dar eu cred că întâmplarea aceasta este spre gloria lui Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu. Now let us at this time read the text this morning, or read the scripture from the Bible that the Lord seems to put up on my heart for the young and old together. Acum haideți ca noi în timpul acesta să citim textul în dimineața aceasta, sau să citim scriptura din Biblie pe care Domnul se pare să mi-o pună pe inimă pentru cei tineri și cei bătrâni împreună. Especially for the young people of Shreveport who this meeting is dedicated to. În special pentru oamenii tineri din Shreveport, cărora le este dedicată această adunare. Let us read from Isaiah the 6th chapter, if you will. Beginning with the first verse. Să citim din Isaia capitolul 6, dacă vreți, începând cu versetul 1. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne, high lifted up, and his train filled the temple. În anul morții împăratului Ozia, am văzut de asemenea pe Domnul șezând pe un scaun de domnie înalt, ridicat, și poalele mantiei lui umpleau templul. Above it stood the seraphims. Deasupra acestuia stăteau serafimii. Each one had six wings. Fiecare avea șase aripi. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. Cu două el își acoperea fața, cu două el își acoperea picioarele, și cu două el zbura. And one cried unto the other and said, Holy, holy, holy is the Lord God of hosts. The whole earth is full of his glory. Strigau unul către altul și ziceau, Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeul oștirilor. Tot pământul este plin de slava lui. And the post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Și se zguduiau ușorii casei de glasul care răsuna, și casa s-a umplut de fum. Then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Căci ochii mei au văzut pe împăratul, Domnul oștirilor. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. Atunci unul din serafimi a zburat spre mine, având un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. And he laid it upon my mouth and said, Lord, this has touched thy lips. Și mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se aceasta de buzele tale. Thine iniquity is taken away, thy sins are purged. Nelegiuirea ta este îndepărtată, păcatele tale sunt ispășite. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And whom will go for us? Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Then said I, here am I, send me. Atunci am zis, iată-mă, trimite-mă. I want to take a subject from that this morning called influence. Eu vreau să iau un subiect din aceea în dimineața aceasta numit influență. Joys, we might not want to believe this, but everything that we do, we are influencing someone else. Știți cum noi s-ar putea să nu vrem să credem aceasta, dar noi influențăm pe altcineva cu tot ce facem. Many times preach funerals. De multe ori eu predic la înmormântări. And I never try to say too much about the person that's passed on. Because there's no need of saying it. Și niciodată nu încerc să spun prea mult de persoana care a trecut, pentru că nu este nevoie să o spun. The people, the life a man, is a woman, whatever it might be, has lived will speak louder to the congregation than anything I could say about them. Oamenii, viața pe care omul sau femeia, orice ar fi, a trăit-o, va vorbi mai tare adunării decât orice aș putea spune eu despre ei. I will never change their opinion. Eu niciodată nu le-aș schimba opinia lor. Their life told what they were. Viața lor a spus ce au fost. And then we never know just what we're doing, what influence what we're doing is having upon others. Și atunci noi nu știm niciodată chiar ce facem, ce influență și ceea ce facem este pentru alții. The Bible said we are written epistles read of all men.
Biblia a spus, noi suntem epistole scrise, citite de toți oamenii. That is, your life reads so loud to the public until your testimony, if it's contrary to your life, is without any effect. Aceasta este, viața voastră citește publicului așa de tare, până mărturisirea ta, dacă ea este contrară cu viața ta, este fără niciun efect. It's what you are inside of you that people read. Ea este ceea ce ești înăuntrul tău, care oamenii citesc. Not so much what you say, but what you are. Nu așa de mult ce tu spui, ci ceea ce ești, vedeți? You can pin something on somebody, say this is that and so forth. Tu poți spune ceva de cineva, spui aceasta este aceea și așa mai departe. But your life being different from what they say, your testimony of your life is louder than the testimony that someone could say something about you. Dar viața ta fiind diferită de ceea ce ei spun, mărturisirea vieții tale este mai tare decât mărturisirea în care cineva ar putea spune ceva de tine, da. So just keep that on mind that we're bringing influences every day. Deci doar țineți minte aceasta că noi aducem influențe în fiecare zi. And the life that you live proves what's on the inside of you. Și viața pe care o trăiești dovedește ce este în lăuntrul tău. You cannot change that. It reflects. Nu puteți schimba aceasta, ea reflectă. Every person reflects outside what he is inside. Fiecare persoană reflectă în afară ce este el înăuntru. If we take the testimony of being Christians, I think that is one of the most solemn things that a man or a woman, boy or girl could do. Și dacă noi luăm mărturisirea de a fi creștini, eu cred că acesta este unul dintre cele mai solemne lucruri pe care l-ar putea face un bărbat sau o femeie, băiat sau fată. When he takes on the name of Christ, that he's going to be a representative of Christ, you should watch every move you make, because somebody's watching you. Când el ia numele lui Hristos, că el va fi un reprezentant al lui Hristos, ar trebui să fii atent cu fiecare mișcare pe care o faci, căci cineva te privește. And in this, it reflects what God has done for you inside of you. Și în aceasta se reflectă ce Dumnezeu a făcut pentru tine în lăuntrul tău. Here not long ago, a bridge was to be built down in Australia. Aici, nu cu mult în urmă, a fost să fie construit un pod acolo în Australia. And they sent for man from the United States, architects, not architects, but builders and so forth, bridge men, to come down and see if they could build a bridge to span that street of water. Și ei au trimis după oameni din Statele Unite, arhitecți, nu arhitecți, ci constructori și așa mai departe, oameni care fac poduri, să vină acolo și să vadă dacă ar putea construi un pod să treacă peste acea strâmtoare de apă. And they couldn't find a man in America that could take it. Și ei nu puteau găsi un om în America care ar putea lua aceasta. No, they said the sands and so forth, it wouldn't stand up. Nu, ei au spus nisipurile și așa mai departe, nu va sta în picioare. So they had a universal call for bridge builders. None of them would take it. Deci ei au avut o chemare universală pentru constructori de poduri și nici unul din ei nu lua aceasta. Finally, a fine company of England, they come down and they took the contract after they tested all the ground. În sfârșit, o companie bună din Anglia, ei au venit acolo și au luat contractul după ce el a testat tot terenul. He said he would take the contract and build the bridge. El a spus că va lua contractul și va construi podul. Why? De ce? Remember, his reputation now as a worldwide bridge builder rested upon what his work would be in that bridge. Amintiți-vă, reputația lui acum de constructor internațional de poduri a depins de ceea ce va fi lucrarea lui în acel pod. No matter what he had done in the past, this job that he said he could do would reflect really what he was. Nu contează ce a făcut el în trecut, lucrarea aceasta pe care el a spus că o putea face va reflecta într-adevăr ce a fost el. They say that he tested every bolt and every
every piece of metal that ruined the bridge. Ei au zis că el a testat fiecare șurub și fiecare bucată de metal care a intrat în pod. The dirt and so forth beneath and the pressure of the water upon the dirt. Pământul și așa mai departe, dedesubt, și presiunea apei pe pământ. And then all the other builders stood around and said, It won't stand. It's got to go down. Și după aceea toți ceilalți constructori au stat în jur și au zis: acesta nu va sta în picioare. El trebuie să cadă. But on the day of the dedication, the man rode himself in the head of the parade because he knew his work was thoroughly tested and it would stand. Dar în ziua dedicației, omul a mers el însuși în fruntea paradei, căci el a știut că lucrarea lui a fost testată în amănunțime și ea va sta în picioare. I think that's a great thing that we can look at in Christian life. Și eu cred că acesta este un lucru măreț la care ne-am putea uita în viața creștină. There had to be a bridge to span the way for the human race to leave this world someday. A trebuit să fie un pod să facă calea pentru rasa umană ca într-o zi să părăsească lumea aceasta. And there was no one could do it. An angel, archangel, seraphim, cherubim, nothing could do it. Și acolo nu era nimeni care putea să o facă. Un înger, arhanghel, serafim, un heruvim, nimic nu o putea face. God himself came down in the form of a man and bridged the way and made the way and crossed the bridge first from the grave to glory. Însuși Dumnezeu a venit jos în forma unui om și a făcut podul și a făcut calea și a traversat podul primul din mormânt în slavă. And sure showed the reflection. Și aceasta sigur că a arătat reflecția. Every nerve in his body, every thought in his mind, every power that was in him was tested by the enemy. Fiecare nerv în trupul lui, fiecare gând în mintea lui, fiecare putere care a fost în el a fost testat de vrăjmaș. But he stood the test even to death itself when he conquered it. Dar el a trecut testul chiar până la moarte, când el a biruit-o. This young boy, Uzziah, that we're speaking of this morning, he was Isaiah's hero. Acest băiat tânăr, Ozia, despre care vorbim în dimineața aceasta, el a fost eroul lui Isaia. Isaiah, the young prophet in the days of Uzziah, was watching this young fellow. Because Uzziah was a great man. Isaia, prorocul tânăr în zilele lui Ozia, se uita la tânărul acesta, pentru că Ozia a fost un om mare. He come from a fine background. His father and mother both were strictly staunch believers in God. El a venit dintr-o obârșie minunată. Tatăl și mama lui amândoi au fost buni, riguroși, credincioși în Dumnezeu. And then raised their boy to serve and to honor God. Și ei au crescut băiatul lor să servească și să onoreze pe Dumnezeu. One of the great lackings of our day today in America and the rest of the world is godly parent to set an influence upon their children. Una din marile lipsuri din ziua noastră astăzi în America și restul lumii este părintele evlavios să pună o influență pe copiii lor. The parents of this day got away from the principles of the scripture. Părinții din ziua aceasta s-au îndepărtat de principiile Scripturii. They went more to the fashions of the world. Ei s-au dus mai mult la moda lumii. And the churches did the same thing. Și bisericile au făcut același lucru. In doing that, we let it loose and brought the world into the church. Făcând aceasta, noi am lăsat-o liber și am adus lumea în biserică. That's the reason we have this great day of. If I say respectfully here before these young people. Și acesta este motivul că avem această zi mare de, dacă o spun respectos aici în fața acestor oameni tineri. The reason we got so many hoods and so forth, as they call it, and bad characters. Too much of it is because of the home life that they were influenced by in their earlier days. Motivul că avem așa de mulți huligani și așa mai departe, cum îi numesc ei, și caractere rele, prea mult din aceasta este din cauza vieții de acasă, de care au fost influențați în zilele lor din tâi. I'm still a believer that bring up a child in the way that it should go.
And when it gets old, it will not depart from it. Eu încă sunt un crezător că crește un copil în felul care ar trebui să meargă și când îmbătrânește, nu se va îndepărta de la aceasta. Now, Uzziah was a boy who had been brought up in such a parenthood so it influenced him. Acum, Ozia a fost un băiat care a fost crescut într-o așa calitate de părinte până l-a influențat. Look at one of our greatest Americans. I can think of was Abraham Lincoln. Uitați-vă la unul din cei mai mari americani de ai noștri la care mă pot gândi, a fost Abraham Lincoln. He was certainly deserves all the credit that's given him and more. El cu siguranță că merita toată încrederea care i-a fost dată și mai mult. He had a bad start, born in a poor home, had no way of making an education, rode in the sands. El a avut un început rău, născut într-o casă săracă, n-a avut nicio cale de a face vreo educație, a scris în nisipuri. We understand that the only two books that he ever owned in his life until he was about 21 years old was the Bible and Pilgrim's Progress. Noi înțelegem că singurele două cărți pe care le-a posedat în viața lui până a fost cam de 21 de ani a fost Biblia și Progresul Pelerinului. Sau ar fi putut fi Cartea de Martiri a lui Fox, a fost una din cărțile acelea. But you see what that man read, it influenced his life. Dar vedeți, ce a citit omul acela i-a influențat viața. And that's the same thing it is today. Și acela este același lucru care este astăzi. Our markets are eroded with vulgar and filth. To poison the minds of our young children, and then we lay the fault on to them. When I think many times it belongs to us. Piețele noastre sunt încărcate cu vulgar și indecență, să otrăvească mințile copiilor noștri tineri, și după aceea noi punem vina pe ei. Când mă gândesc, de multe ori ne aparține nouă. Us Christian people who will not stand up for the thing that's right. And have those things lowered off of our shelves and so forth. Noi, oamenii creștini, care nu vom apăra lucrul care este drept și să avem acele lucruri luate de pe rafturi cu legea și așa mai departe. And then in our homes also that we let loose and permit all these vulgarities and things to come into our home to influence the children. Și după aceea în casele noastre de asemenea, că lăsăm liber și permitem toate vulgaritățile acestea și lucruri să vină în casa noastră să influențeze copiii. But Uzziah had been brought up right. Dar Ozia a fost crescut corect. And he was, we understand now in 2 Chronicles 26, you can read the story, that at the age of 16, he was made king at the death of his father. Și el a fost, noi înțelegem acum, în 2 Cronici 26, puteți citi povestirea, că la vârsta de 16 ani, el a fost făcut împărat. După moartea tatălui său. And he became king at 16. Și el a devenit împărat la 16 ani. Having had these godly parents, he started right off with his kingdom to do that which was right. Având acești părinți evlavioși, el a început imediat cu împărăția lui să facă ce este drept. He never catered to popular opinions or politics of that day, he served God. Lui niciodată nu i-a păsat de opiniile populare sau de politica din ziua aceea. El a slujit pe Dumnezeu. Now that is a good man to be influenced by. Acum, acela este un om bun de care să fie influențat. A man that will take his stand for that which is right in the time of when popular opinion is running contrary and politics is running contrary, but a man that will set right straight in the road. Un om care susține ceea ce este corect în timpul când opinia populară este contrară și politica este contrară, dar un om care se va așeza drept în drum. This new president has just taken over since President Johnson, since the assassination of President Kennedy. Acest președinte nou care tocmai a preluat postul de la președintele Johnson, de la asasinarea președintelui Kennedy. When he asked the other day that he called for all the clergy throughout the nation for prayer and helping. Când el a cerut ziua trecută că el a chemat pe toată preoțimea din națiune pentru rugăciune ca să-l ajute. I admire that in the man. Eu am admirat aceasta în om. He's calling for God to help him. Vedeți, el cheamă pe Dumnezeu să-l ajute. I understand that he is a believer and trusting God.
Eu înțeleg că el este un credincios și se încrede în Dumnezeu. So we need men like that. Deci noi avem nevoie de un om ca acesta. And we find out that Uzziah in his time his kingdom spread all the way into Egypt and all the countries round about to his. Și noi aflăm că Uzziah în timpul lui împărăția lui s-a întins până în Egipt și toate țările din jur până a lui. It was so great until his kingdom became next to Solomon's kingdom. A fost așa de mare încât împărăția lui a devenit prima după împărăția lui Solomon. The glory of the Lord was with him. Slava Domnului a fost cu el. This gave great help to the young prophet Isaiah who was watching this man, this young king. Because he was brought to the palace during the time of the reign of this young king. Aceasta a dat ajutor mare prorocului tânăr Isaia, care privea omul acesta, acest împărat tânăr, pentru că el a fost adus la palat în timpul domniei acestui împărat tânăr. Isaiah being a young prophet at the time and seeing how God blessed him and influenced him and gave him the right thing. Și Isaia fiind un proroc tânăr atunci și văzând cum Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a influențat și i-a dat lucrul potrivit. Și noi știm că toate țările din împrejurim i-au plătit tribut. N-au fost războaie și acesta a fost un lucru mare, o lecție pentru Isaia. And Isaiah found something else in here. The how God will bless them that will be true to his word and his commandments. Și Isaia a găsit altceva aici, căci cum Dumnezeu îi va binecuvânta pe cei ce vor fi devotați cuvântului lui și poruncilor lui. Uzziah set the example for Isaiah. Uzziah a așezat exemplul pentru Isaia. What a glorious kingdom it was. Și ce împărăție glorioasă a fost. And now here we find where that a Christian testimony, no matter how great it's been in the past, it must always continue that way. Și acum noi găsim aici că o mărturisire creștină nu contează cât de mare a fost în trecut, ea trebuie întotdeauna să continue în felul acela. Uzziah, when he got to the spot to where he thought he was secure, then he got lifted up in his heart. Uzziah, când el a ajuns la locul în care s-a gândit că a fost în siguranță, atunci s-a înălțat în inima lui. He got to a place that no one could tell him anything. El a ajuns la un loc că nimeni nu-i putea spune nimic. If that isn't kind of an example of too many today. Dacă acesta nu este un fel de exemplu de prea mulți astăzi. Even we find it amongst our Christian leaders. Noi găsim aceasta chiar printre conducătorii noștri creștini. They work all their life to become some bishop or some great influential man. And as soon as they get to that spot, they get lifted up. Ei lucrează toată viața lor aproape să devină vreun episcop sau vreun om mare cu influență. Și cum ajung ei în acel loc, ei se înalță. We find evangelists in the field that God bless their ministry. And the first thing you get, become lifted up till you get to a spot that they feel that they're secure all around, that their people. Noi găsim evangheliști în câmp că Dumnezeu le-a binecuvântat lucrarea și primul lucru ei sunt înălțați până când ajung la un loc că se simt că sunt în siguranță în jurul oamenilor lor. They've reached that place to where they can do anything they want to and get by with it. Ei sunt doar, ei au ajuns la acel loc unde pot face orice vor și să le meargă cu aceasta. How many wonder we're thinking of just now? Of great men, great servants who God has used and finally comes to a place to feel that they know so much about the Word of God that they don't even have that time off to pray anymore. Cât de mulți mă întreb despre care ne gândim doar acum, de oameni mari, slujitori mari, pe care Dumnezeu i-a folosit și în final vin la un loc până simt că ei știu așa de mult despre cuvântul lui Dumnezeu, până ei nici măcar nu mai au acel timp liber să se mai roage. It's always social visits, visit somebody, go out to dinner. Totdeauna sunt vizite sociale, vizitează pe cineva, merg în oraș, la cină. And the time that they should be standing with God alone, alone and preparing to come out in the sweetness of the Spirit, before the congregation, they're out somewhere with some entertainments. Și timpul pe care ei ar trebui să-l petreacă cu Dumnezeu, singur în pregătire, să vină afară în dulceața Duhului, în fața adunării,
Ei sunt plecați pe undeva cu ceva distracție. You can't serve God and man at the same time. Nu poți sluji lui Dumnezeu și omului în același timp. God's servant should be an isolated person to him only. Slujitorul lui Dumnezeu ar trebui să fie o persoană izolată, numai lui. If we could only let the people see that. Dacă am putea doar să-i facem pe oameni să vadă aceasta. And then they get to a place they make themselves under obligation as they meet the people. Și atunci ei ajung la un loc unde își fac obligații cum întâlnesc oamenii. They meet the people and there's bound to be a want for this and a want for that. Ei întâlnesc oamenii și este o constrângere să fie o cerere pentru aceasta și o cerere pentru aceea. And then the man of God gets his mind all tore up and he's so tore up when he goes to his room. Și atunci omul lui Dumnezeu își răvășește toată inima și el este așa de răvășit când merge în camera lui. He begins to study. Now if I don't do this, this man will feel bad about it, and this don't do this, this man will feel bad about it. El începe să studieze. Acum dacă eu nu fac asta, omul acesta se va simți rău din cauza asta. Și aceasta nu fac aceasta, omul acesta se va simți rău din cauza asta. And then when he walks out to the platform, he hardly knows where he's standing, his mind's all tore up when he ought to spend that time with God. Și după aceea, când el merge pe platformă, el de-abia știe unde stă. Mintea lui este toată răvășită când el ar fi trebuit să petreacă acel timp cu Dumnezeu. They're not social leaders. Ei nu sunt conducători sociali. A man of God should be dedicated wholly to the service of God. Un om al lui Dumnezeu ar trebui să fie dedicat în întregime slujbei lui Dumnezeu. And we find that's too bad that we have it. Și noi găsim că aceasta este prea rău că noi avem aceasta. Another great thing that we find, because I realize I'm speaking to ministers this morning. Și un alt lucru mare pe care îl găsim, că îmi dau seama că vorbesc lucrătorilor în dimineața aceasta. And we want, when we come before a congregation, knowing this, that perhaps we'll never meet again like we are this morning. Și noi vrem, eu, când noi venim în fața unei adunări, știind aceasta, că probabil nu ne vom mai întâlni niciodată din nou cum suntem în dimineața aceasta. And then the things that you say, God holds you responsible for them. Și apoi lucrurile pe care le spui, Dumnezeu te va ține răspunzător pentru ele. So you must come praying and asking God what to say and then depend on him when you get in the platform. Or something that will help the people. Deci voi trebuie să vă țineți rugându-vă și cerând lui Dumnezeu ce să spuneți și atunci depindeți de El când ajungeți pe platformă pentru ceva ce va ajuta poporul. We all know of man in the field today, great man. Noi toți știm de oameni în câmp astăzi, oameni mari. Some of them get to a spot where after they get their congregation all around them, they feel so secure or they think they can even sin and get by with it. Unii din ei ajung la un loc până și adună adunarea lor în jurul lor, ei se simt așa de siguri până ce se gândesc că pot chiar să păcătuiască și să nu li se întâmple nimic. We've been known of ministers taking the wrong road. Noi am știut de lucrători luând calea greșită. And many times that's because that they feel secure that oh, the people let me get by with anything. Și de multe ori este pentru că ei se simt în siguranță că, oh, oamenii mă vor lăsa să merg așa cu orice. The people might, my brother, but God won't. Oamenii s-ar putea, fratele meu, dar Dumnezeu nu. You're going to answer to God. Vedeți? Tu vei răspunde lui Dumnezeu. You must never try as a minister to try to deceive the ears of your congregation. Regardless of how much they can scream or shout or carry on or pat you on the back and say the message is wonderful. Tu nu trebuie să încerci niciodată ca un lucrător să încerci să amăgești urechile adunării tale, indiferent cât de mult ei ar putea zbiera sau striga sau mergând înainte sau să te bată cu mâna pe spate și să spună mesajul este minunat. You must be a servant to Christ to stay honorable with that word because that word will reflect itself to you and you're going to influence somebody that's watching your life. Tu trebuie să fii un slujitor lui Hristos, să stai onorabil cu acel cuvânt, căci acel cuvânt se va reflecta el însuși prin tine și tu vei influența pe cineva care îți privește viața. Young people likewise. Businessman, the same way. Oameni tineri de asemenea, oameni de afaceri în același fel. The king got lifted up with pride. He thought he was just so secure until God let him get by with anything. Împăratul s-a înălțat cu mândrie. El a crezut că a fost chiar așa în siguranță până Dumnezeul va lăsa să-i meargă așa cu orice. A young teenage boy said not long ago, a Christian, he was doing something, he was
admiring a certain rock and roll young fellow that belonged to his church. Un băiat tânăr adolescent a spus nu de mult, un creștin, el făcea ceva, el admira un anumit tânăr de rock and roll care a aparținut la biserica lui. I was speaking at a Youth for Christ meeting. Și eu vorbeam la o adunare Tineretul pentru Hristos. This young fellow said, you know, I admire so and so, I think he's one of the most staunch Christians. Și acest tânăr a zis, știți, eu admir pe cutare și cutare. Eu cred că el este unul dintre cei mai buni creștini. And this boy is a rock and roll king. Și băiatul acesta este un rege al rock and roll-ului. And I said, I think there's only one difference between this young man and Judas Iscariot. Și eu am zis, eu cred că este o singură diferență între acest tânăr și Iuda Iscarioteanu. That is, Judas got 30 pieces of silver and this man got fleets of Cadillacs and millions of dollars for selling out to Christ. Aceasta este, Iuda a primit 30 de bucăți de argint și acest om are flote de cadilacuri și milioane de dolari pentru vânzarea lui Hristos. So how could you say such a thing as that, Mr. Branham? How could you do that? A zis, cum puteți spune un lucru ca acesta, domnule Branham? Cum ați putut face aceasta? I said, because it is the truth. Am zis, pentru că este adevărul. That influence of singing those Christian songs and things like that before the young people and getting out in the world like that throws the greatest stumbling block more than all the bootleg joints and everything else there is in the country. Acea influență de a cânta acele cântece creștine și lucruri ca acestea în fața oamenilor tineri și ieșind afară în lume în felul acela aruncă cea mai mare piatră de potignire, mai mult decât toate cârciumile clandestine și orice altceva ce este în țară. Este o rușine că aceasta ar fi chiar să fie permis. Biserica ar trebui să se ridice și nici să nu permită imnuri să fie cântate de oameni în felul acela. Taking a talent that God gave them and influencing with their lives, speaking louder than what their words are. Luând talentul pe care Dumnezeu le-a dat și influențând cu viețile lor, vorbind mai tare decât ce spun cuvintele lor. How can people make such plays as these men does and stand saying hymns and things like that? It's the very height of hypocrisy. Cum pot oamenii să facă așa jocuri cum fac oamenii aceștia și după aceea se ridică și cântă imnuri și lucruri ca acelea? Este tocmai înălțimea prefăcătoriei. And we find out that that goes among Christians, believers. Și noi aflăm că aceasta se petrece printre creștini, credincioși. And this young man said, well, I'll tell you what I think about it. Și tânărul acesta a zis, păi eu vă spun ce cred eu despre aceasta. Said, I think that God loves me so much that he'll let me get by with anything. A zis, eu cred că Dumnezeu mă iubește așa de mult încât El mă va lăsa să merg așa cu orice. I said, he never did do that. He never would do it. Eu am zis, El n-a făcut aceasta niciodată. El n-ar face-o niciodată. Even Israel, his nation, even David, a man after his own heart, reaped every grain that he sowed. You'll do it too. Chiar Israel, națiunea lui, chiar David, un om după inima lui proprie, a cules fiecare bob pe care l-a semănat și tu vei face asta de asemenea. Each one of us will do that. We know that. Fiecare din noi va face aceasta, noi știm asta. But he got lifted up so much in his heart. Dar el s-a înălțat așa de mult în inima lui. Now I want to speak this word to the full gospel businessman. Acum eu vreau să vorbesc cuvântul acesta oamenilor de afaceri a Evangheliei de pline. He got so lifted up in his heart until he thought he could take a minister's place. El așa s-a înălțat în inima lui până ce a crezut că el ar putea lua locul unui predicator. He tried to become a minister, which he wasn't called to be. El a încercat să devină un predicator, ceea ce el nu a fost chemat să fie. And I think that's many times that we're sometimes man in these ranks and the businessmen's groups say they get to a spot that God blesses them in their business and makes them prosperous and so forth till they get to a place that they think they ought to preach the gospel also. And that's wrong. Și eu cred că este de multe ori aceasta unde uneori oameni în aceste poziții și grupurile oamenilor de afaceri, ei ajung la un loc că Dumnezeu îi binecuvintează în afacerea lor și îi face să prospere și așa mai departe, până ei ajung la un loc, până ce se gândesc că ei s-ar cuveni să predice Evanghelia de asemenea. Și aceasta este greșit. That is wrong. You should always let a minister do that preaching. Asta este greșit.
tu ar trebui să lași totdeauna pe un predicator să predice. Because as old Roberts once said, it's hard enough to keep the thing clear by ministers, let alone by man who's not called for that office. Căci cum Oral Roberts a spus odată, este destul de greu să păstreze lucrul clar de către predicatori, ce să mai vorbim de omul care nu este chemat pentru acea slujbă. Vedeți? Voi ar trebui să aveți acolo oameni care știu și care sunt ordinați pentru lucrare. Aceasta o dovedește. We find out that this man being a great man, a good man, an honorable man. Că el, noi aflăm că omul acesta fiind un om mare, un om bun, un om onorabil. But he took the offering censer and went into the altar of the Lord to burn incense before the Lord, which is only for a dedicated priest to do so. Dar el a luat jertfa, supraveghetorul, și a intrat la altarul Domnului să ardă tămâie înaintea Domnului, ceea ce este numai pentru un preot dedicat să facă așa. But he thought being that God loved him so much and he'd been so good to him that he could go do that anyhow. Dar el s-a gândit, fiindcă Dumnezeu l-a iubit așa de mult și el a fost așa de bun cu el, că el ar putea merge să facă aceea oricum. And the priest ran after him and said, "You're not ordained to that office." Și preotul a alergat după el și a zis, "Tu nu ești ordinat să faci acea slujbă." God forbids that anyone should come in there, only a Levite. It's dedicated to that service. Dumnezeu interzice ca cineva să intre acolo, numai un levit care este dedicat pentru acea slujbă. You should never do that. Tu să nu faci asta niciodată. That's the way many times that what I think has got the world today in such a confusion that man go out and try to take those places which you're not ordained to do. Și acesta este felul de multe ori că este ceea ce eu cred că a adus lumea astăzi într-o așa confuzie, că oamenii au ieșit și încearcă să ia acele locuri pe care ei nu sunt ordinați să le facă. It gets to a spot to where they try to fulfill this office and they're not called for that place. Ei ajung la un loc în care ei încearcă să îndeplinească această slujbă și ei nu sunt chemați pentru locul acela. Now, we find out you're a good man, blessed of God. But if God blesses you, you stay in the category that God has called you in. Acum noi aflăm, deși un om bun, binecuvântat de Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu te binecuvintează, stai în categoria în care Dumnezeu te-a chemat. If it's a housewife, remain a housewife. Dacă aceasta este o casnică, să rămână o casnică. If it's in a business, remain in that business, reflecting God. Dacă acesta este într-o afacere, rămâi în acea afacere, reflectând pe Dumnezeu. And whatever God has called you to, let it be that. Și la orice te-a chemat Dumnezeu, lasă să fie aceea. Because he wants you to be a real housewife, to reflect your influence upon another person that would want to be a good housewife. Fiindcă el vrea ca tu să fii o casnică adevărată, să reflectezi influența ta asupra altei persoane care ar vrea să fie o casnică bună. If you're a good businessman, let your life so be that it will reflect Jesus Christ in your business with honesty, integrity, and with things that really mean something. Dacă tu ești un om de afaceri bun, lasă ca viața ta să fie așa, că ea va reflecta pe Iisus Hristos în afacerea ta, cu cinste și integritate și cu lucruri care înseamnă ceva cu adevărat. Because somebody is watching your life. You're influencing somebody. Pentru că cineva îți privește viața, tu influențezi pe cineva. God has to have a real housewife. Dumnezeu trebuie să aibă o casnică adevărată. God has to have a real teenager in school. Dumnezeu trebuie să aibă un adolescent adevărat în școală. God has to have a real minister, a real businessman, somebody that will reflect him. Dumnezeu trebuie să aibă un predicator adevărat, un om de afaceri adevărat, cineva care îl va reflecta pe el. Because there they see in you Christ. Pentru că ei văd acolo în tine pe Hristos. No matter what the rest of the world's got to do, that has not one thing to do with you or I. Nu contează ce are restul lumii de făcut, asta nu are nimic de a face cu tine sau cu mine. We are responsible to God for our lives and for our experience with Christ. Noi suntem răspunzători lui Dumnezeu pentru viețile noastre și pentru experiența noastră cu Hristos. Now we find out that in his
trying to take the minister's place and someone telling him he's out of place, telling him he shouldn't do that, he's out of place, he become angry. Acum noi aflăm că în încercarea lui să ia locul predicatorului și cineva spunându-i că este ieșit din locul lui, spunându-i că n-ar trebui să facă aceasta, el este ieșit din loc, el a devenit mânios. Angered, he was so angry until his face turned red. Mâniat, el a fost așa de mâniat până ce i-a roșit fața. See, we must be able to stand and take correction. Vedeți? Noi trebuie să fim capabili să stăm și să fim corectați. Some of them won't do it. Unii din ei nu vor face asta. You can't, I went to meetings and I sat in the auditoriums and you get up. Nu poți, am mers la adunări și am șezut în auditoriumuri și tu te ridici. And some people come in and sit down just for a few minutes. If you say one word if they don't agree with, gone. Flying up. Și unii oameni vin înăuntru și stau jos doar pentru câteva minute. Dacă tu spui un singur cuvânt cu care ei nu sunt de acord, sunt duși, vedeți, zburând. Well, that, you know what happened to Hezekiah doing that, or Uzziah rather? God smote him with leprosy. Păi asta, voi știți ce s-a întâmplat lui Ezechia făcând aceasta, sau adică Ozia? Dumnezeu l-a lovit cu lepră. The man died in his leprosy, which is a type of sin. Omul a murit de lepra lui, care este un simbol al păcatului. He couldn't stand to be corrected by the word. El nu putea suferi să fie corectat de cuvânt. Many times a day it's the same thing. Și de multe ori astăzi este același lucru. They say, well, my denomination believes this and I don't care. Ei spun, păi denominațiunea mea crede aceasta și mie nu-mi pasă. See, take time to search the word. Vedeți? Luați timp să cercetați cuvântul. God will never judge the world by denomination. He'll judge it by his word. Dumnezeu nu va judeca lumea niciodată după denominațiune. El o va judeca după cuvântul său. And his word is Christ. And Christ is the word. Și cuvântul este Hristos. Și Hristos este cuvântul. They're the same. Yesterday, today and forever. Hebrews 13:8. Ei sunt același. Ieri, azi și în veci. Evrei 13:8. But it's still trying to take correction. They fly loose, they can't stand it. They just... Dar în loc să încerce să ia corectarea, ei zboară liberi. Ei nu pot suferi aceasta. Ei doar... Now that's exactly what Uzziah done, a good man. Acum aceasta este exact ce a făcut Ozia, un om bun. You see, well, that person was Uzziah was a good person too. A fine person, a God blessed man. Voi spuneți, pe persoana aceea a fost un Ozia a fost o persoană bună de asemeni, o persoană minunată, un om binecuvântat de Dumnezeu. Dar nu contează ce a fost, el totdeauna trebuie să stea în locul lui. Pentru că Dumnezeu i-a dat ocazia să influențeze pe alții prin a fi un împărat neprihănit, nu un preot. And the word forbid him to do that. So he went in and was going to offer. Și cuvântul i-a interzis să facă aceea. Deci el a mers înăuntru și urma să jertfească. And when he was called down, the word was given to him that he wasn't supposed to do that thing, that God had blessed him in his business and whatever it was, but not to try to take this priest's place. Și când el a fost chemat jos, cuvântul i-a fost dat că el nu trebuia să facă lucrul acela, că Dumnezeu l-a binecuvântat în afacerea lui și orice a fost, dar să nu încerce să ia acest loc al preotului. He was out of the word. El a fost în afara cuvântului. Well, he is going to do it anyhow, no matter what anyone said. Păi el a fost pe cale să facă asta oricum, indiferent de ceea ce a spus cineva. Now, isn't that the attitude of too many people today? Acum, nu este aceasta atitudinea a prea multor oameni astăzi? They won't take correction of the word. Ei nu vor lua corectarea cuvântului. That's the reason we find ourselves wrapped up in a big council of churches here, not knowing where we're going, heading into the world. Și acesta este motivul că ne găsim înfășurați aici într-un mare consiliu al bisericilor, neștiind unde mergem, îndreptându-ne în lume. Tens of thousands of members added every year and we don't see the hand of God anywhere moving. Zeci de mii de membri adăugați în fiecare an
și noi nu vedem mâna lui Dumnezeu mișcându-se nici unde. Dead, formal, just exactly what the Bible said there would be a Laodicea church age, a lukewarm, spurted from the mouth of God. Morți formali, chiar exact ce a spus Biblia că vor fi, o epocă a bisericii Laodicea, una căldicică, vărsată din gura lui Dumnezeu. Christ on the outside trying to get in and the church inside won't let him in. Sets the picture of the day exactly. Hristos pe din afară încercând să intre și biserica din interior nu o să lase să intre. Așează imaginea de astăzi exact. Because man doesn't understand that their position comes from the Word. The word of God. Pentru că oamenii nu înțeleg că poziția lor vine de la cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu. Și Ozia ar fi trebuit să fi luat acea precauție. Acum amintiți-vă, noi îl numim azi un creștin pe care Dumnezeu l-a binecuvântat. He wasn't just some ordinary man. El n-a fost doar un om simplu. He was a man that was blessed by God, but he did not want to stand correction. El a fost un om care a fost binecuvântat de Dumnezeu, dar el nu a vrut să sufere corectarea. No matter how much the Word said it was so, he didn't want to understand that because he felt secure enough that God would let him get by with something else. Nu contează cât de mult a spus cuvântul că aceasta era așa, el nu a vrut să înțeleagă aceasta. Deoarece el s-a simțit destul de sigur că Dumnezeu îl va lăsa să scape cu altceva. Și asta e ce s-a întâmplat astăzi cu popoarele noastre în jurul lumii. That they think that God will let them get by with something contrary to this word. He'll never do it. Căci ei cred că Dumnezeu îi va lăsa să scape cu ceva contrar acestui cuvânt. El nu va face asta niciodată. We must come back to correction and stand correction by the word. Noi trebuie să venim înapoi la corectare și să suportăm corectarea prin cuvânt. And because of his arrogant way he acted, he paid attention to what this minister had to say. He would do what he wanted to do. Și din cauza felului arogant în care el a acționat, el nu a dat atenție la ceea ce a avut de spus acest lucrător. El ar fi făcut ceea ce a vrut să facă. Doar gândiți-vă, acum doar opriți aceasta în mintea voastră pentru un minut. How can a child face a father and mother that's godly? Cum poate un copil înfrunta un tată și o mamă care sunt evlavioși? How could a teenager look in the face of a godly old mother with her hair turning gray and say to this teenager, honey, mother has raised you different. Cum ar putea un adolescent să se uite în fața unei mame bătrâne evlavioase cu părul ei încărunțindu-se și să spună acestui adolescent, dragă, mama te-a crescut diferit. And you see back down through the life what's done for mother. Iar tu uită-te înapoi prin viață ce ai făcut pentru mama. Don't do that. And turn arrogant and say, take your religion and go, I'll do what I want to. Nu faceți asta și nu fiți arogant zicând, ia-ți religia și pleacă, eu voi face ce vreau. What's the outcome of that teenager? What happens to them? Ce iese din acel adolescent? Ce li se întâmplă? It's gone, they're lost. Spiritually, morally. Many times physically and mentally. Acesta este dus, ei sunt pierduți spiritual, moral și de multe ori fizic și mental. They are completely cut off from mercy. Ei sunt despărțiți complet de milă. Well, then, that would be a horrible thing for a teenage boy or girl. Păi atunci acela ar fi un lucru îngrozitor pentru un băiat sau fată adolescentă. Then think about a man or a woman down in the ministry or Christian that calls himself a child of God and look into the commandments of God and turn their back and say, my denomination don't believe that way. Atunci gândiți-vă la un bărbat sau o femeie jos în lucrare sau un creștin care se numește pe el însuși un copil al lui Dumnezeu și se uită la poruncile lui Dumnezeu și își întorc spatele și spun, denominațiunea mea nu crede aceasta în felul acesta. We need influential Christians
influenced by the word of God. Noi avem nevoie de creștini influenți, influențați de cuvântul lui Dumnezeu. Call men or women for an influence to the elected church for the last days. That's what we need. Bărbați sau femei chemați pentru o influență, pentru biserica aleasă, pentru ultimele zile, este ceea ce avem noi nevoie. God give it to us. Dumnezeu le dă-ne nouă aceasta. And they'll be there. They're going to be. Și ei vor fi acolo. Ei vor fi. We find out that Uzziah, because of his arrogance, he was smitten with leprosy. Noi aflăm că Ozia, din cauza aroganței lui, a fost lovit cu lepră. He never did recover. El nu s-a vindecat niciodată. He never recovered. He had to separate himself from the presence of God and die in a leper's house. El nu s-a vindecat niciodată. El a trebuit să se separeze de prezența lui Dumnezeu și să moară într-o casă a leproșilor. Oh, that line, demarcation, that line where men and women can so easily cross. Oh, linia aceea, demarcație, linia aceea unde bărbați și femei o pot traversa așa de ușor. That line that a teenage boy or girl can cross between judgment and mercy. Linia aceea pe care un adolescent sau adolescentă o poate traversa între judecată și milă. All of us. Noi toți. The line that the businessman can cross. Linia pe care omul de afaceri o poate traversa. Any of us can cross it between right and wrong. Oricare dintre noi o poate traversa între bine și rău. Remember, God's word is always the thing that's right. Și amintiți-vă, cuvântul lui Dumnezeu este totdeauna lucrul care este corect. Let every man's word be a lie, but mine be the truth, said God. Lăsați ca cuvântul fiecărui om să fie o minciună, dar al meu să fie adevărul, a spus Dumnezeu. Now he was smitten. Acum el a fost lovit. And when young Isaiah saw this, what a lesson that was to him then. Și când tânărul Isaia a văzut aceasta, ce lecție a fost pentru el atunci? To see that a man that gets out of his place, young or old, the one that gets out of his place must suffer the results. Să vadă că un om care iese din locul lui, tânăr sau bătrân, acela care iese din locul lui, trebuie să sufere rezultatele. No matter how much God had blessed him, he still suffered the results. Indiferent cât de mult l-a binecuvântat Dumnezeu, totuși el a suferit rezultatele. Now, Isaiah learned by this a great lesson. Acum Isaia a învățat prin aceasta o lecție mare. What? That God orders his man to his place. Ce? Că Dumnezeu rânduiește pe omul său la locul lui. Man cannot order yourself to a place. God must order your place. Omule, nu te poți rândui pe tine însuți la un loc. Dumnezeu trebuie să-ți rânduiască locul. Don't forget that. Nu uitați aceasta. God orders you to your place. And you must not never try to take another's place. Dumnezeu te rânduiește pe tine la locul tău și el nu trebuie niciodată să încerce să ia locul altuia. Don't try to be something that you're not. Nu încerca să fii ceva ce nu ești. As Congressman Upshaw once said, the one that was healed in the meeting, the Lord let me see a vision over him in California. Cum Congressman Upshaw a spus odată, acela care a fost vindecat în adunare și Domnul m-a lăsat să văd o vedenie deasupra lui acolo în California. He'd been a cripple for 66 years. And was healed instantly by the mercies of God. El a fost olog de 66 de ani și a fost vindecat pe loc prin mila lui Dumnezeu. Threw away his crutches and his old chair and things. Și a aruncat cârjele și scaunul lui vechi și alte lucruri. He was right here in Shreveport, I think, and testifying. El a fost chiar aici în Shreveport, eu cred, și mărturisind. He used to have the same. El obișnuia să spună zicala asta. He was a senator, I believe, or something for many years, and congressman from Georgia. El era senatorul, eu cred, sau ceva pentru mulți ani și congressman din Georgia. And he was a representative of the Baptist Church, the Southern Baptist Council. Și el a fost reprezentativ al Bisericii Baptiste, al Consiliului Baptist din Sud. And then he went run for president on the dry ticket and was defeated because of his position.
Și atunci el a mers și a fost candidat pentru președinte pe bilet uscat și a fost învins din cauza poziției lui. And that night, never even hearing of the man. Never. Și noaptea aceea n-a auzit niciodată de acest om. Niciodată. Dr. Roy Davis, the one that laid hands upon me for ordination for the Missionary Baptist Church, he sent him to me. Doctorul Roy Davis, acela care și-a pus mâinile peste mine pentru ordinare pentru Biserica Misionară Baptistă, el l-a trimis la mine. And when he came into the meeting, the Holy Spirit, there were thousands of people sitting, called him by name and told him what he was and told him that the Lord had healed him. Și când el a intrat în adunare, Duhul Sfânt acolo, cu mii de oameni șezând, l-a chemat pe nume și i-a spus ce el a fost și i-a spus că Domnul l-a vindecat. And he comes to the platform without crutches, without braces, without anything. Și el a venit la platformă fără cârje, fără proteze, fără nimic. Reached out at the age of about 70-something years old and touched his toes back and forth, completely delivered. A atins jos la vârsta de vreo 70 și ceva de ani și și-a atins degetele de la picioare înainte și înapoi, complet eliberat. An orator he was, and a great man he was. Și ce orator era și ce om mare era. What did he, here was his expression, you can't be something that you ain't. Ce a făcut el? Aici este expresia lui. Tu nu poți să fii ceva ce nu ești. That sounds like me saying that, not a congressman. Aceasta sună ca și cum eu aș spune asta, nu un congressman. But that was just, he was a southerner and he kind of used his expression because he was a man that tried. Dar aceea era doar, el a fost unul din sud și el și-a cam folosit expresia lui pentru că el a fost un om care a încercat. And he was a great influence to the people and a godly man. And died the same way many years later. Și a fost o influență mare pentru oameni și un om evlavios și a murit în același fel mulți ani mai târziu. When he stood on the White House steps at Billy Graham's meeting and sang Leaning on the Everlasting Arm before people from all over the world. Când el a stat pe treptele Casei Albe la adunarea lui Billy Graham și a cântat rezemându-te pe brațul veșnic în fața oamenilor din toată lumea. Now, see, the God orders this man, and you can't take another one's place. Acum vedeți, Dumnezeu rânduiește omului și tu nu poți lua locul altuia. If you do, you're only producing a carnal impersonation. And finally, it's going to be smitten. Dacă îl iei, doar produci impersonare carnală și în final va fi lovită. You can't do it. Vedeți, voi nu o puteți face. God orders you to your place. Dumnezeu te rânduiește la locul tău. Isaiah seen this that he could not put his trust in any man. Isaia a văzut aceasta că el nu își putea pune încrederea în niciun om. That was the greatest man there was on the earth at that time. A king who had the rest of the world paying tribute to him. A existat cel mai mare om care a fost pe pământ în acel timp, un împărat la care toată lumea îi plătea tribut. But because he got out of his place. Isaiah seen that and he could not trust in an arm of flesh. It drove the prophet to the temple to pray. Dar fiindcă el a ieșit din locul lui, Isaia a văzut atunci că nu se putea încrede într-un braț de carne și aceasta a condus profetul la templu să se roage. Oh God, if the church, if the people that calls themselves Christians could only see this today, it would drive them to the altar somewhere. O, Dumnezeule, dacă biserica, dacă oamenii care se cheamă pe ei creștini ar putea măcar să vadă astăzi aceasta și i-ar conduce undeva la altar să se roage. You can't be something that you're not. Tu nu poți fi ceva ceea ce nu ești. Then we find at the, in the temple, when he was in prayer, being a prophet, his makeup was to see visions. Atunci noi găsim la în templu când el era în rugăciune, fiind un profet, alcătuirea lui era să vadă vedenii. He was born that way, of course, being a prophet. El a fost născut în felul acela, desigur, fiind un profet. And he needed a touch from God. Și el a avut nevoie de o atingere de la Dumnezeu. God had ordained him to be a prophet. Și Dumnezeu l-a ordinat să fie un profet. In the vision at the temple, he saw a real king in the vision. Și vedenia la templu, el a văzut un adevărat rege în vedenie. He seen God lifted up high above all the heavens. And his great trail filled the earth
in the heavens and the skies. El a văzut pe Dumnezeu înălțat sus deasupra tuturor cerurilor și poalele lui mari au umplut tot pământul și cerurile. He saw a real example. El a văzut un adevărat exemplu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a zis, privește sus încoace, eu sunt exemplul tău. And if we can only do that in our own ministry, addressing the ministers and businessmen and teenagers. Dacă noi am putea doar să facem aceasta în propria noastră lucrare, mă adresez lucrătorilor și oamenilor de afaceri și adolescenți. Ministers, if we can only do that. Predicatorilor, dacă am putea face aceasta. I'd like to be a Billy Graham. Mie mi-ar place să fiu un Billy Graham. I wish I had the education and the know-how to put the thing together as Billy Graham has. Eu doresc să fi avut educația și să fi știut cum ca să pun lucrul la oaltă așa cum a făcut-o Billy Graham. But I cannot be Billy Graham. But Billy Graham can't be me either. See? Dar eu nu pot fi Billy Graham. Dar nici Billy Graham nu poate fi eu, vedeți? We each one have our place in Christ. Noi fiecare avem locul nostru în Hristos. And to try to impersonate Billy Graham would be only the same thing Uzziah did. It would only result in the same way of a disaster. Și să încerci să imiți pe Billy Graham ar fi doar același lucru care l-a făcut Ozia. Aceasta a rezultat doar în același fel de dezastru. Just be what you are, what God made you to be. Fii doar ceea ce ești, ceea ce te-a făcut Dumnezeu să fii. Now, Isaiah was a prophet, so he goes down to the temple and he saw the real example, God. Acum Isaia era un profet, așa că el se duce jos la templu și el a văzut exemplul adevărat, Dumnezeu. Note the heavenly seraphims as they flew through the temple. Observați serafimii cerești, cum au zburat ei prin templu. Now, a seraphim is a mighty word. Acum un serafim este un cuvânt puternic. It's not an angel, but it's a sacrifice burner. Și acesta nu este un înger, ci acesta este un ce este acesta? Acesta este un arzător de jertfă. It has something to do with the atonement because he offers the sacrifice to make a way for the repented sinner to the throne of mercy. Aceasta este că el are ceva de a face cu ispășirea, deoarece el oferă jertfa ca să facă o cale pentru păcătosul pocăit la tronul de milă. What a position! Higher than an angel! Greater than an angel! Ce poziție! Mai înaltă decât un înger! Mai mare decât un înger! Well, the angel stand back! But the seraphim goes forward with the offering right in the presence of God. Pentru că îngerii stau înapoi, dar serafimii merg înainte cu jertfa, drept în prezența lui Dumnezeu. A burner of the offer of the prayer that's been made. The burner of the sacrifice. Un arzător de jertfitorul rugăciunii care a fost făcută, arzătorul sacrificiului. And here they was going through the temple crying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Și iată-i pe ei aici, mergând prin templu strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul Atotputernic. Think of it. In the temple before this young prophet. Gândiți-vă la aceasta, în templu, înainte acestui profet tânăr. His heart was broke. Inima lui era zdrobită. His king had tried to fill his place. Had tried to take a minister's place. And had been totally defeated by God and stricken in leprosy, and his example he looked upon man. Împăratul lui a încercat să ia locul, prin a încerca să ia locul unui lucrător și a fost învins total de Dumnezeu și lovit cu lepră. Și exemplul lui la care el s-a uitat la om. Don't never trust in some man. Nu vă încredeți niciodată în vreun om. I don't care who he is. Nu-mi pasă cine este el. If he's a holy man, if he's a good, there's no such a thing. Dacă el este un om sfânt, dacă el este un bun, nu există un astfel de lucru. Let me correct that. Lăsați-mă să corectez asta. There's no holy man. There's no holy church.
There is not such a thing. Nu există niciun om sfânt, nu există nicio biserică sfântă, nu există un astfel de lucru. It's a holy God. Not a holy man, it's a holy ghost. Este un Dumnezeu sfânt, nu un om sfânt, este Duhul Sfânt. Peter one time referred the holy mount. On Mount Transfiguration. Petru s-a referit odată muntele cel sfânt, pe muntele schimbării la față. It wasn't the mount that was holy, it was a holy God that met him on this mountain. Nu muntele a fost cel care a fost sfânt. Acesta era Sfântul Dumnezeu care i-a întâlnit pe ei pe acest munte. It's not the holy church, it's the holy God in that church. Nu este Sfânta Biserică, acesta este Sfântul Dumnezeu în acea biserică. Not the holy man, but the Holy Spirit working in that man. Nu Sfântul om, ci Sfântul Duh lucrând în acel om. The man will fail. He's a failure to begin with anybody. Omul va da greș, el este un eșec de la început, oricare. The very greatest of men fall. Chiar omul cel mai mare cade. Don't never put your confidence on your to make some man your example. Niciodată să nu spui încrederea ta și ca să faci pe vreun om exemplul tău. Look to God, Christ is your example. Privește la Dumnezeu, Hristos este exemplul vostru. And we find that he had taken his mind now from Uzziah, the king that he loved so well, and he looked up and he saw what he must understand, that to be a prophet. Și noi aflăm că el și-a luat gândul acum de la Ozia, regele pe care el l-a iubit așa de mult. Și el s-a uitat în sus și văzuse ce trebuie să înțeleagă, să fie un profet. The God in God alone rules. In the lives of man, in his church. Că Dumnezeu și numai Dumnezeu conduce în viețile oamenilor și în biserica lui. And we notice now what happened. Și noi îl observăm pe el acum și ce s-a întâmplat. We find these seraphims, they had six wings. Noi aflăm că acești serafimi, ei aveau șase aripi. Two over their face and two over their feet and two they were flying with, going through the temple crying, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Două peste fețele lor și două peste picioarele lor și cu două zburau, mergând prin templu strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu Atotputernic. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu Atotputernic. They cry day and night because they're in the presence of God. Ei strigau ziua și noaptea, deoarece ei sunt în prezența lui Dumnezeu. See what God was saying Isaiah to see? Vedeți ce zicea Dumnezeu ca Isaia să vadă? The holiness, the purity of God, and the reverence that we should do in His presence. Sfințenia, puritatea lui Dumnezeu și reverența pe care noi ar trebui să o facem în prezența Lui. Let's check this vision just a few moments before we close. Haideți să cercetăm această vedenie doar pentru câteva momente înainte să încheiem. Each of these creatures having six wings. We notice we're going to take these wings first. Fiecare din aceste creaturi noi observăm că aveau șase aripi. Noi o să luăm aceste aripi mai întâi. With two he covered his face. Cu două el și-a acoperit fața. Why did he do that? De ce a făcut el asta? Think of it. Even holy seraphims in the presence of God have to cover their holy faces to stand in his presence. Gândiți-vă, chiar sfinții serafimi în prezența lui Dumnezeu trebuiau să-și acopere fețele lor sfinte ca să stea în prezența lui. That never known sin. Never did sin. There's no way for them to sin, but yet in the presence of God, cover their holy faces. Acela niciodată nu a cunoscut păcatul, niciodată nu a păcătuit. Nu există nicio cale ca ei să păcătuiască, dar totuși în prezența lui Dumnezeu și-au acoperit fețele lor sfinte. And then we, mortal, sinful, corruptible man, will try to
touch something in and add to his word and to his purpose and pass judgment upon some of them who are trying to follow what the Lord said do. Și atunci noi, muritori, păcătoși, oameni coruptibili, încercăm să punem ceva înăuntru și să adăugăm la cuvântul lui și la scopul lui și să judecăm pe unii dintre ei care încearcă să urmeze ce a spus Domnul să facă. No respect of his word. I know the word says that, but you must be born again. But I tell you what I think. Fără respect față de cuvântul lui, eu știu că cuvântul spune așa, dar tu trebuie să te naști din nou, dar eu îți spun ce eu gândesc. But you've got no thought coming. God has spoken. And that settles it. Tu nu ai niciun gând ca să-ți vină. Dumnezeu a vorbit și asta o stabilește. Peter said on the day of Pentecost, the promise is to you, to your children, and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. Petru a zis în ziua cincizecimii, promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. What was the promise of what? The Holy Spirit that was poured out. Ce a fost promisiunea? Despre ce? Duhul Sfânt care a fost revărsat. What startled the people because they heard them speaking in languages that they knew not. And they were staggered like drunk men under the influence of the Holy Spirit. Ce a uimit pe oameni, deoarece ei i-au auzit vorbind în limbi pe care ei nu le cunoșteau și ei bolboroseau ca oameni beți sub influența Duhului Sfânt. And they was mocking, making fun. Iar ei își băteau joc, făcând glume. And Peter said, the promise isn't to you when they want to repent. And to them as far off, even as many as the Lord our God shall call. Și Petru a zis, promisiunea este pentru voi când ei au vrut să se pocăiască și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. How many? As many as the Lord our God shall ever call. Cât de mulți? În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Now the church might call you. Your conscience might call you. Acum biserica ar putea să te cheme. Conștiința ta s-ar putea să te cheme. But when God calls you, he knows how to dress his servant. Dar când Dumnezeu te cheamă, el știe cum să-și prepare pe slujitorul lui. Gentleman, scholarly, educated, influential in your denominations, stand in your garb of denomination and try to inject something of that pure and adulterated word. Iar oameni păcătoși, școlarizați, educați, cu influență în denominațiunea lor, să stați în îmbrăcămintea voastră de denominațiune și încercați să injectați ceva în acel cuvânt pur și nealterat? Remember, the word is God. Țineți minte căci cuvântul este Dumnezeu. And if a seraphim that know no sin had to cover his face to stand in the presence of God, how are we going to appear that day? Dacă un serafim care nu a cunoscut păcat trebuia să-și acopere fața lui ca să stea în prezența lui Dumnezeu, cum vom apărea noi în ziua aceea? When we stand in the presence of his word, preached and fairly vindicated by the Holy Ghost. Amen. And still walk away and say it's a telepathy or something like that. Când noi stăm în prezența cuvântului său, predicat și pe deplin adeverit de către Duhul Sfânt, și totuși se îndepărtează și zic, aceasta este o telepatie sau aceasta este ceva de felul acesta. What happened to this king, a great man, a believer, a God-blessed man? Ce i s-a întâmplat acestui rege, un om mare, un credincios, un om binecuvântat de Dumnezeu? El a fost lovit cu lepră, care este un model al păcatului, necredință. No cure for it, only Christ. Nici o cură pentru aceasta, numai Hristos. And he died in that same shape. Și el a murit în aceeași formă. Now, the people doesn't have reverence for him. Acum, oamenii nu au reverență pentru el. Why is it people don't reverence God? De ce nu au oamenii reverență pentru Dumnezeu? Reverence only pertains to God. Spoken of twice in the entire Bible. Both times pertaining to God. Reverența i-a aparținut numai lui Dumnezeu, despre care s-a vorbit numai de două ori în întreaga Biblie, în ambele cazuri aparținând lui Dumnezeu. Notice, the reason they don't do it
is because they are not fully convinced that it is God. Observați, motivul pentru care ei nu o fac este deoarece ei nu sunt pe deplin convinși că acesta este Dumnezeu. They are not fully convinced. Ei nu sunt pe deplin convinși. Neither was Uzziah. He wasn't fully convinced that God kept every word. Nici Ozia nu a fost. El nu a fost pe deplin convins că Dumnezeu a ținut fiecare cuvânt. Because God had blessed him, he thought that satisfies me. If I got a blessing from God, I can do what I want. Deoarece Dumnezeu l-a binecuvântat, el se gândea, aceasta mă satisface. Dacă eu am căpătat o binecuvântare de la Dumnezeu, eu pot să fac ceea ce vreau eu să fac. You can't do it. You cannot do it. Tu nu poți să faci aceasta. Tu nu poți să o faci. Teenager can't do it. No matter how much popularity you are, what a fine girl, fine boy, nice dancer. Tu, adolescentule, nu poți să faci aceasta, indiferent de cât de popular ești, ce fată minunată ești, ce băiat minunat, un dansator plăcut. How the school all appreciates you, you won your scholarship, that's all fine, there's nothing against that. Cât de mult te apreciază școala că tu ai câștigat un premiu școlar, toate acestea sunt bune, nu există nimic împotriva acestora. That's fine, but don't think you can trample on God's word and get by with it. Asta e bine, dar să nu crezi că poți să calci peste cuvântul lui Dumnezeu și să nu pățești nimic. Don't you ministers think you can do it and get by with it? Să nu vă gândiți voi lucrătorilor că puteți face aceasta și să scăpați. None of us is going to do it. Niciunul din noi nu o să o facă. You housewives, are you businessmen? We're all going to answer to God by His word. Voi casnicilor sau voi oamenilor de afaceri, noi cu toții vom răspunde înaintea lui Dumnezeu prin cuvântul lui. Isaiah is learning this. Isaia a învățat asta. They're not conscious of His presence. Ei nu sunt conștienți de prezența lui. How would pay us today to listen to what David said? He said, "The Lord is always before me." Cum ni s-ar răsplăti nouă astăzi să ascultăm de ce a spus David? El a spus, Domnul este întotdeauna înaintea mea. He bound his commandments up on the doorpost and up on his bedpost and he put them up everywhere. El și-a legat poruncile de stâlpi de la ușă și de stâlpi de la pat și el le-a pus pretutindeni. He even bound them in his heart, purposed in his heart that he wouldn't sin against God. El le-a legat chiar și în inima lui și a hotărât în inima lui că el nu va păcătui împotriva lui Dumnezeu. He stayed constantly with the word before him. El a stat constant cu cuvântul înaintea lui. That's the reason he said, I shall not be moved. Because everything he done, he had the word before him. Acesta este motivul că el a zis, eu nu voi fi mișcat, deoarece în tot ce a făcut el, el avea cuvântul înaintea lui. And that's what we should always do, the order of God. Și aceasta este ceea ce ar trebui ca noi să facem întotdeauna, rânduiala lui Dumnezeu. Now, he covered his face because God's all holy and he was crying, holy, holy, holy. Acum el și-a acoperit fața deoarece Dumnezeu este tot sfânt, iar el striga, sfânt, sfânt, sfânt. Now, let's take secondarily. He had two covers of wings over his feet. Acum să luăm în al doilea rând. El avea două acoperitoare de aripi peste picioarele lui. What did that mean? Humility in his presence. Ce înseamnă aceea? Umilință în prezența lui. That's the hard thing for a man that's got a position. Acesta este un lucru greu pentru un om care are o poziție. That's the hard thing for a teenage girl that's pretty. Acesta este un lucru greu pentru o fată adolescentă care este drăguță. That's the hard thing for a teenage boy that's popular in school. A star in basketball. Acesta este un lucru greu pentru băiatul adolescent care este popular în școală. Și o stea la basketball. Oh, young fella, how God could use you if you just let him do it. Oh, tinere, cum ar putea Dumnezeu să te folosească dacă l-ai lăsa măcar să o facă? Young girl, you and your fine, pretty little queenish looks that God gave you, why don't you use that influence to the kingdom of God, to what God gave it to you for, that virtue of womanhood? Tânără, tu, îndrăguța și minunata ta arătare de regină pe care ți-a dat-o Dumnezeu, de ce nu folosești acea influență pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru ce ți-a dat-o Dumnezeu ție, acea virtute de feminitate? Use it that way, you're bound to come out right then. But any other way, you've got to fail. You're a total failure. Folosește-o în felul acela, tu ești înclinată să ieși corect atunci, dar în orice alt fel tu trebuie să eșuezi, înțelegi, tu vei fi un eșec total.
God made you and nobody else can take your place. Nobody can fill that place. Dumnezeu te-a făcut pe tine și nimeni altul nu poate să-ți ia locul. Nimeni nu poate să umple acel loc. You must be that way. Tu trebuie să fii în felul acela. Now, humbled in his presence. These seraphims humbled in his presence. Acum umiliți în prezența lui. Acești serafimi umiliți în prezența lui. Like Moses. When Moses was a great intellectual man. Ca Moise, când Moise era un om mare, om intelectual. We understand that he could teach the Egyptians wisdom, science, and the great wisdom of Egypt. Noi înțelegem că el putea învăța înțelepciunea egiptenilor, știința și marea înțelepciune a Egiptului. We have never competed with it yet in our science. Noi niciodată nu am concurat cu aceasta încă în știința noastră. We don't build pyramids, you know, nowadays. Noi nu construim piramide, vă știți, în ziua de azi. We couldn't place one like it is in the center of the earth, where no matter where the sun is, there's not a shadow around it. Noi nu am putea plasa una așa cum este în centrul pământului, unde indiferent unde este soarele, nu există nicio umbră în jurul ei. And we cannot build the Sphinx or many of those things. Și noi nu am putea construi sfinxuri sau multe din acele lucruri. Neither can we make a mummy today that we're making look natural after thousands of years. Și nici nu am putea noi să facem o mumie astăzi, care ar face ca aceasta să arate natural după mii de ani. Doar câteva ceasuri este tot cât putem noi să ținem un cadavru afară. Ei aveau un lichid atunci cu care puteau să îmbălsămeze, despre care noi nu știm nimic. O culoare care nici măcar nu-și pierde culoarea ei. Multe din artele pe care le aveau ei și știința pe care noi nu o avem. Listen, people. You're living in a college town here, or a town, or now living in a university town. Ascultați și tineri, voi locuiți aici într-un oraș cu colegiu sau un oraș de, iar eu locuiesc într-un oraș universitar. And the science is all right as long as it's not getting out of the word of God. Iar știința este în regulă atât timp cât aceasta nu iese afară din cuvântul lui Dumnezeu. But I want to know, science cannot give you life. Dar eu vreau să știu, știința nu poate să-ți dea viața. Science can tell you how that and another thing, science has to always take back usually what they say to be scientifically proved. Știința poate să spună cum că și un alt lucru, știința trebuie întotdeauna să-și ia înapoi de obicei ceea ce ei spun a fi dovedit științific. You know, I just seen the other day a professor of science speaking that now that they have proved that these bones that they dig up it says 100 million years old. Știți, eu tocmai am văzut zilele trecute un profesor în știință vorbind că acum ei au dovedit că aceste oase pe care ei le sap afară și zic că sunt vechi de 100 de milioane de ani. 2 years ago they found out that it's the salt water that the bone laid in. Cu 2 ani în urmă, ei au aflat că aceasta este apa sărată în care au stat oasele. There's nothing, nowhere in science or anything that says the world's over 6,000 years old. Nu există nimic, nici unde în știință sau altceva să spună că lumea este mai veche de 6,000 de ani, vedeți? The chloride and stuff in the water has deteriorated the bone in that manner which would make it look like it was a million years old, but it isn't. Clorul și celelalte substanțe în apă au deteriorat osul în acea manieră în care ar pune și ar face ca și cum acesta era vechi de 1,000,000 de ani, dar acesta nu este. But you think they'll advertise that? No, sir, they won't take back what they said. Dar voi credeți că ei o să publice aceea? Nu, domnule, ei nu vor lua înapoi ceea ce au spus. But here's the Bible, my brother, sister, my young teenage brother or sister, that God never has to take back what he said because it's the truth, always the truth. It's always right. Dar aici este Biblia, fratele meu, soră, și tânărul meu, frate adolescent sau soră, din care Dumnezeu nu trebuie niciodată să ia înapoi ce a spus el, pentru că acesta este adevărul, întotdeauna adevărul. Acesta este întotdeauna corect. When God said anything, that means it. Când Dumnezeu a zis ceva, aceea și înseamnă. I was speaking recently at a meeting and a fellow said, met me on the outside, he said, you're barking up the wrong tree, fellow. Eu am vorbit recent la un meeting și unul a zis, care m-a întâlnit afară, el a zis, tu latri la pomul greșit, omule. Said, you said that the world was here, 6,000 years old. A zis, tu ai spus că lumea de aici este veche de 6,000 de ani. I said, the order of the world is right. 6,000 years. Eu am zis, ordinea lumii este corectă, de 6,000 de ani. He said, look,
He said the Bible said that God created the heavens and earth in 6 days. El a zis, uite ce a zis el. Biblia a zis căci Dumnezeu a creat cerurile și pământul în 6 zile. I said he did not do that. Eu am spus, el nu a făcut asta. Genesis 1, he said, in the beginning God created the heavens and earth, period. În Genesa 1, el a zis, la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Punct. How long he done it, I don't know. Nobody else does. Cât timp a făcut el aceasta, eu nu știu și nimeni altul nu știe. God did that. That's period. That's the end of the sentence. Dumnezeu a făcut aceasta. Asta e punct. Acesta este sfârșitul propoziției. And when he began to use it, the world was out far and void, and water was up over the deep, and the Spirit of God moved up on the water. Și când el a început să o folosească, lumea era fără formă și pustiu și peste adânc era apă și Duhul lui Dumnezeu s-a mișcat peste apă. But in Genesis 1 said God created the heavens and earth in the beginning. That's all. Dar în Genesa 1 a zis, Dumnezeu a creat cerurile și pământul la început. Asta e tot. Don't fuss about it, I just believe it. That's all. Nu mă cer despre aceasta, eu doar cred. Asta e tot. God created, it's not my business to know. Dumnezeu a creat-o, nu este treaba mea să știu. I'm glad he did it, let me live here for a while. Eu sunt bucuros că el a făcut-o și m-a lăsat să locuiesc aici pentru un timp. He's got a new one. We're in the world of righteousness. El are o lume nouă în care locuiește neprihănirea. My hope is built on nothing less than Jesus' blood with righteousness. Nădejdea mea este zidită pe nimic altceva decât pe sângele lui Iisus cu neprihănirea. No creed, denomination, no man's example. I want Christ and Him alone. Nu crezi sau denominațiune, nu exemplul omului. Eu îl vreau pe Hristos și numai pe El. That's what we must have. Asta e ceea ce trebuie să avem noi. Humble. Moses is an intellectual man, but in the presence of that burning bush, he took off his shoes. Umil. Moise, un om intelectual, dar în prezența acelui rug de foc, el și-a scos încălțămintea. He was on holy ground. El era pe un pământ sfânt. Humbled himself. S-a umilit pe sine. Humility, that's what the covering of the feet was, humility. Umilință. Aceasta era acoperirea picioarelor. Umilința. Look at Paul. The great intellectual scholar taught under Gamaliel, one of the greatest Hebrew teachers of his day. Uitați-vă la Pavel, marele cărturar intelectual, a învățat sub Gamaliel, unul dintre cei mai mari învățători ebraici din ziua lui. Smart intellectual, college degree, and he thought he knew it all. Priceput intelectual cu colegiu și el credea că cunoaște totul. And these bunch of people that was carrying on were nothing but mad people, crazy. Și aceste mulțimi de oameni care se expuneau înainte nu erau nimic altceva decât niște nebuni și trăzniți. Iar el avea porunci de la marele lui preot să se coboare și să-i aresteze pe toți, jos în Damasc. And one day on the road down, he came into the presence. That same one that spoke to Moses in the burning bush, a pillar of fire. Și într-o zi, jos pe drum, el a venit în prezența aceluiași care îi vorbise lui Moise în rugul de foc, un stâlp de foc. What did Paul do? Saul, rather, he fell upon his face in humility. Ce a făcut Pavel, adică Saul? El a căzut pe fața lui în umilință. Off of his feet onto his face in humility. Jos de pe picioarele lui, pe fața lui, în umilință. What did John the Baptist do? The man that Jesus said there's never a man born of a woman like him or could compare with him? Until that time, ce a făcut Ioan Botezătorul, omul despre care Iisus a zis nu a existat niciun om născut din femeie ca el sau care putea să se compare cu el până la acest timp. That great prophet ordained of God before the foundation of the world. Acel mare profet ordinat de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Spoke of 1207 years before he ever come on, or 712 years rather, before he came to the earth, the prophet Isaiah here. A vorbit despre el cu 1207 ani înainte ca el să vină, sau 712 ani, adică înainte ca el să vină pe pământ, prin profetul Isaia aici. What did he do when he seen a man come walking down out of the audience? Ce a făcut el când a văzut un om pășind în jos afară din audiență? He looked up above and saw that fire coming down from heaven in the form of a dove. Și el s-a uitat în sus deasupra și a văzut acel foc coborând din cer în forma unui porumbel. He cried out, I have need to be baptized of thee. El a strigat, eu am trebuință să fiu botezat de tine. I must decrease, he must increase. Eu trebuie să descresc, el trebuie să crească. God can have two on the earth at the same time. Dumnezeu nu poate să aibă doi pe pământ în același timp. Numai unul are mesajul, vă știți. Must decrease. He is the messenger. I've been up to this time now. He takes my place.
Eu trebuie să descresc. El este mesagerul. Eu am fost până acest timp. Acum El îmi ia locul meu. It's Elisha when Elijah went up and took back his robe to Elisha. His ministry is finished. Elisha must take up where he left off. Ca Elisei, când Ilie a plecat în sus și și-a aruncat mantaua lui la Elisei, slujba lui a fost terminată. Elisei trebuie să preia de unde a lăsat el. He must increase, I must decrease. John the Baptist. El trebuie să crească, eu trebuie să descresc. Ioan Botezătorul. Be conscious of your littleness. You're nothing. You're nothing. Fii conștient de micimea ta. Tu nu ești nimic. Tu nu ești nimic. Now I'd like to dwell on that a few minutes. But you're nothing. Cum mi-ar plăcea să zăbovesc pe acel subiect pentru câteva minute? Dar tu nu ești nimic. Let me, this sounds sacrilegious and it sounds crude. Lăsați-mă, aceasta sună profanator și sună grosolan. And I don't think the pulpit is any place for any minister to crack jokes. Și eu nu cred că amvonul este vreun loc pentru vreun slujbaș să spună glume. It's become a joking, a carry-on Hollywood glamour now. Acesta a devenit un loc de glume cu comportare, fascinație de Hollywood acum. That's what's the matter. Hollywood through television has tucked the pulpit over. Aceasta este problema. Hollywoodul prin televiziune a preluat amvonul. Our women has bowed to the goddess of fashion of Hollywood long ago. Femeile noastre s-au plecat la zeița modei din Hollywood cu mult timp în urmă. And then the pulpit got into Hollywood. Through singers and so forth, talented men. Și atunci amvonul a ajuns în Hollywood prin cântăreți și așa mai departe, oameni talentați. Oh, how a shrewd man that devil is. Oh, ce om viclean este acel diavol. You can't mix oil and water. It won't mix. Voi nu puteți amesteca uleiul cu apa. Acestea nu se vor îmbina. Notice the great influence that people can give to others, and what you do is an influence. Observați marea influență pe care oamenii o pot da altora și ce faci tu este o influență. If you want to find how great you are, put your finger down in a pool of water, or a bucket of water, then pull your finger out and try to find where you put your finger. Dacă tu vrei să afli cât de mare ești, pune-ți degetul într-un bazin cu apă sau o găleată cu apă. Apoi trageți degetul afară și încearcă să afli unde ți-ai pus degetul. You're nothing. Tu nu ești nimic. God can do without you. He can do without me. But we can't do without him. Dumnezeu poate fără tine, El poate fără mine, dar noi nu putem fără El. We've got to have him, for he is life and he alone. Noi trebuie să-L avem pe El. Pentru că El este viață și numai El. Not to know his book, not to know this or know that or know the creed, but to know him is life. Nu să cunoaștem cartea lui, nu să știm asta sau să știm cealaltă sau să știm crezul, ci să-l cunoaștem pe El este viață. Know him as the person, Christ in you, the word made flesh in you. That's really him. Să-l cunoaștem pe El ca persoana, Hristos în tine. Cuvântul făcut trup în tine, aceasta este a-L cunoaște pe El. Când El, tu și El deveniți una, așa cum am spus seara trecută în super semnul. He's got to come in you. El trebuie să vină în tine. You, God and man must come one. Tu, Dumnezeu și omul, trebuie să devină unul. You're conscious of your littleness. Tu ești conștient de micimea ta. Now, in closing, I might use the other two wings. Thirdly. Acum, în încheiere, eu s-ar putea să folosesc și alte două aripi, în al treilea rând. He could fly with these other two wings. El putea să zboare cu aceste două aripi. Watch. Face covered by the holiness of God and in reverence. Priviți, fața acoperită prin sfințenia lui Dumnezeu și în reverență. His feet covered in humility and with two wings he could put himself in action to move. Picioarele lui acoperite în umilință și cu două aripi el putea să se pună pe sine în acțiune, să se miște. God was showing his prophet how a prepared servant ought to be. Dumnezeu i-a arătat profetului său cum s-ar cuveni să fie un slujitor pregătit. Quit looking at Uzziah. Here is your example I sent before you. Încetează să te uiți la Ozia.
Iată exemplul tău pe care eu l-am trimis înaintea ta. Cover your face in reverence. Cover your feet in humility and go into action. Acoperă-ți fața în reverență. Acoperă-ți picioarele în umilință și du-te în acțiune. Oh, what an example. Oh, ce exemplu. He looked at Uzziah so long and seen it fail. Now God's telling him what to do, showing him a prepared servant. El s-a uitat la Ozia timp atât de lung și l-a văzut pe acesta ieșuând, acum Dumnezeu îi spune lui ce să facă, arătându-i un slujitor pregătit. He went into action. El a plecat în acțiune. Like the woman at the well, went into action as soon as Jesus told her she had five husbands. Ca femeia la fântână a intrat în acțiune îndată ce Iisus i-a zis că ea avea cinci bărbați. That woman had been looking for something like that to happen 400 years, no prophet. Femeia aceea se aștepta ca ceva de felul acesta să se întâmple. Pentru 400 de ani nu era niciun profet. And all at once she goes up to get the water one morning unexpectedly. And there she met something real. Și cu totul dintr-o dată, ea s-a dus sus să ia apă într-o dimineață, pe neașteptate. Și acolo ea a întâlnit ceva real. God will place him before us somewhere, sometimes unexpectedly. Dumnezeu îl va pune pe el înaintea noastră pe undeva cândva, pe neașteptate. I hope he does it this morning. Eu sper că el o face în dimineața aceasta. He did it to her when she didn't expect it. El a făcut-o pentru ea când ea nu se aștepta la aceasta. And when he told her, a woman bring me a drink, and she discussed with him about the water, he had nothing to draw with. Și când el i-a spus ei, femeie, adă-mi să beau, și ea a discutat cu el despre apă și el nu avea nimic cu ce să scoată. And he let her know that he had water, that she wouldn't come there to draw. Și el a lăsat-o să cunoască că el avea apă pentru care ea nu ar veni acolo să scoată. And then he went talking about what the religious rites was. Said our fathers worship in this mountain, you say at Jerusalem. Apoi ei au ajuns să vorbească despre ce erau drepturile religioase, zicând, părinții noștri s-au închinat pe acest munte, voi ziceți la Ierusalim. And Jesus, after a while, what was he? He was the Word. Și Iisus, după un timp, ce era el? El era cuvântul. St. John 1. In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God. Sfântul Ioan 1. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Hebrews, the fourth chapter, said the Word of God is quicker, more powerful than a two-edged sword, cutting. Evrei, capitolul al patrulea zice, cuvântul lui Dumnezeu este mai iute, mai puternic decât o sabie cu două tăișuri, tăind. It just don't baby and pat, it cuts, coming and going. Acesta nu dezmiardă doar și mângâie, el taie, venind și mergând. See? Cutting to the marrow of the bone, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Vedeți? Tăind până la măduva osului și acesta este un discernător al gândurilor și intențiilor inimii. That's the word. The word made flesh. Acela este cuvântul, cuvântul făcut trup. And here it was, what did he do? Și aici era, ce a făcut el? He looked upon them and could perceive their thoughts because he was that word. And the unchangeable word. El s-a uitat peste ei și putea să perceapă gândurile lor, deoarece el era cuvântul și neschimbatul cuvânt. And he's still the same. He doesn't change. Și el încă este același. El nu se schimbă. Now notice, in this unchangeable word, he looked right into the woman's face. Acum observați, în acest cuvânt neschimbător, el s-a uitat drept în fața femeii. Here she was standing, if we call her today, a woman of ill fame, a street prostitute. Și aici era ea stând, așa cum am numit-o noi astăzi, o femeie de renume prost, o prostituată de stradă sau ceva. Poate fiind copil a fost dat afară și lăsată să plece de către părinți și sunt prea multe dintre ele astăzi. But here was this lovely, pretty, young, maybe teenage woman. Maybe in her 18 years she should be out of high school. Dar aici era această tânără, drăgălașă, frumoasă, poate o femeie adolescentă, poate în al 18-lea an, ea ar fi ieșit din liceu. And here she tucked her all the wrong and the morals of her life has decayed. Și aici ea a luat drumul greșit și morala vieții ei a fost putredă. She had nothing she could hold on to. Yet a pretty girl. Iar ea nu avea nimic de ce să se țină, încă o fată drăguță. And she goes up to get some water and she runs into a man there.
that spoke to her. Și ea urcă sus să ia ceva apă și acolo dă de un om care a vorbit cu ea. And she said there's a segregation here. You shouldn't speak to me. You're a Hebrew and I'm a woman of Samaria. Și ea a zis: aici este o segregație. Tu nu ar trebui să vorbești cu mine. Tu ești un evreu, iar eu sunt o femeie din Samaria. After all, look who I am. Why do you speak to me? What do you want? Și după toate acestea, privește cine sunt eu. De ce vorbești tu cu mine? Ce vrei tu? See, her motive was wrong. Vedeți? Motivul ei era greșit. Many times, what if that woman had thrown down the water pot and walked away? Și de multe ori, ce era dacă femeia aceea ar fi aruncat jos vasul de apă și s-ar fi îndepărtat? Like some people get up and walk out of a meeting before you say it had never been that way. Ca unii oameni care se ridică și pleacă afară din meeting înainte ca ei să o știe, vedeți? Aceasta nu ar fi fost niciodată așa. But there was something another to that predestinated seed, that there was something interesting in this person. So she talked to him. Dar acolo era un lucru sau altul la acea sămânță predestinată, că era ceva interesant în această persoană. Așa că ea a vorbit cu el. What happened? He told her the things that she had done. Ce s-a întâmplat? El i-a spus ei lucrurile pe care le-a făcut ea. And when he did that, told her these things, she said, "Sir, I perceive that you are a prophet." You don't know me. Și când el a făcut aceasta, că i-a spus ei aceste lucruri, atunci i-a zis: Domnule, eu pricep că tu ești un profet. Tu nu mă cunoști? Why did she know he was a prophet? De ce a știut ea că el era un profet? Because the word had come to him. Deoarece cuvântul a venit la el. The Bible said, if there be one among you spiritual or a prophet, I, the Lord, will make myself known to him. Biblia a zis: dacă este vreunul printre voi care este duhovnicesc sau profet, eu, Domnul, mă voi face cunoscut lui. And if what he says is the truth, then hear him. For he is my representative. He is my word manifested. Și dacă ceea ce spune el este adevărul, atunci să-l ascultați, căci el este reprezentantul meu. El este cuvântul meu manifestat. And she said, "Sir, otherwise we haven't had a prophet for 400 years, and I perceive that you are a prophet." Și ea a zis: Domnule, de altfel, noi nu am avut un profet de 400 de ani și eu pricep că tu ești un profet. Now we have no scripture saying that we're to get a prophet now outside of the Messiah. Acum noi nu avem nicio scriptură care să spună că noi urmează să primim un profet acum afară de Mesia. We know Messiah's coming. Noi știm că Mesia vine. And this was, that's a sign of a prophet. We know he's coming and he'll do these things. Și aceasta, care este semnul unui profet, noi știm că el vine și el va face aceste lucruri. And Jesus then, the great sufficiency came. He said, "I am he." Amen. Și atunci Iisus, marele de sine suficient, a venit. El a zis: eu sunt acela. Amin. What? Ce? Immediately. Not jump up and run away. I ain't gonna listen to it. Nu să sară și să fugă imediat zicând: eu nu voi asculta la aceasta. She covered her face. I admit I'm wrong. Ea și-a acoperit fața ei. Eu recunosc că eu sunt greșită. Humbly, she asked, "Give me this water, Lord, that I come here not to draw." Ea a cerut cu milință: dă-mi această apă, Doamne, ca să nu mai vin aici să scot. The way God dresses his people. Vedeți, ea felul în care Dumnezeu își îmbracă oamenii lui. Now what, she's ready. Acum ce? Ea este gata. Then it's revealed to her that that is Messiah. Atunci este descoperit ei că acela este Mesia. And immediately she went into action. Și ea intră în acțiune imediat. Stop her, you couldn't do it. S-o oprești pe ea, tu nu ai fi putut să o faci. Right into the city and said, "Come see a man who's told you things I've done. We've been looking for the Messiah, and there he is." S-a dus drept în cetate și a zis: veniți să vedeți un om care mi-a spus lucrurile pe care le-am făcut. Noi l-am așteptat pe Mesia și iată-l acolo. And the Bible says that the man of that city believed because of the woman's testimony. Și Biblia zice că oamenii din acea cetate au crezut din pricina mărturiei femeii. She had something so real that she could display. Ea avea ceva atât de real încât ea putea să expună. Her influence after meeting Jesus Christ and bringing back the direct results that her Bible she'd been taught told her that the Messiah would do, she convinced the man that that was the Messiah. Influența ei, după ce l-a întâlnit pe Iisus Hristos și aducând înapoi rezultatele directe pe care Biblia ei, de care ea a fost învățată, i-a spus ei ce va face Mesia și ea i-a convins pe oameni că acela era Mesia. 400 years and never had
nothing like it. Here is the man. De 400 de ani, ei nu au avut nimic ca acesta. Și aici este omul. Her testimony, yet a prostitute, was convincing. Și mărturia ei, deși o prostituată, era convingătoare. Oh, young lady, you might not live that kind of life. O, domnișoară, s-ar putea ca tu să nu trăiești acel fel de viață. But oh, if you can only witness what I'm talking about. What's your influence be to your schoolmates? Dar, dacă ai putea măcar să-l întâlnești pe acest unul despre care vorbesc eu, ce ar fi influența ta față de colegii tăi de școală? Young man, like Saul, educated, smart. What an influence he was to the whole Christian world. Tinere, ca Saul, educat, deștept, ce influență a fost el față de întreaga lume creștină? He was sent as an apostle to the Gentiles. When he met this Jesus in the pillar of fire, that they... El a fost trimis ca un apostol la neamuri când el a întâlnit pe acest Iisus în stâlpul de foc în ziua aceea. Knowing that was the same God that brought his people out of Israel, out of Egypt, Israel out of Egypt. Știind că acela era același Dumnezeu care i-a scos poporul lui afară din Israel, afară din Egipt, pe Israel, afară din Egipt. You can meet the same God. Dacă voi ați putea să-L întâlniți pe acesta care este același Dumnezeu. That's the Bible. Manifested, proving that he is God. The vindication of the one on earth now. Aceasta este Biblia manifestată, dovedind că El este Dumnezeu, adeverirea despre El, chiar pe pământ acum. His word is made known, for he's the same yesterday and forever. Căci cuvântul Lui este făcut cunoscut, căci El este același ieri, azi și în veci. What an influence you'll be to your church, to your community, to the entire, everybody you come in contact with, you'll be a changed person. Yes. Yes, sir. Ce influență vei fi tu la biserica ta, la comunitatea ta, în întregime, la fiecare cu care vii în contact? Tu vei fi o persoană schimbată. Da, da, Domnule. Peter, when he seen him, was convinced. Petru, când a văzut el și a fost convins. That we find out he fished all night and taken nothing. Că noi aflăm că el a pescuit toată noaptea și nu a luat nimic. He was a fisherman. He knew when the moon changed and when fish were in and when they didn't. El era un pescar. El știa când se schimbă luna și când umblau peștii și când nu umblau. But he was kind enough to sit down and listen to Jesus for a few minutes. Dar el a fost destul de amabil să șadă jos și să asculte la Iisus pentru câteva minute. He didn't get run out. He stood to hear through. El nu s-a ridicat sus și să fugă afară. El a stat să asculte până la capăt. The message is all over the room. Because he was kind enough. Și după ce s-a terminat tot mesajul și totul, deoarece el era destul de amabil. He fished all night and got nothing. El a pescuit toată noaptea și nu a prins nimic. How many Simons is there in here this morning? How many will listen to this tape? Câți Simoni există aici în această dimineață? Și câți vor asculta la această casetă? Simons, you jump from Methodist to Baptist to Pentecostal to Oneness to Two-ness to Three-ness to everything and still got nothing. Simone, tu ai sărit de la metodiști, la baptiști, la penticostali, la unitarieni, la duotarieni, la trinitarieni, la fiecare și totuși nu ai nimic. Why don't you sit down and listen just a minute? De ce nu șezi jos și să asculți doar un minut? Just loan a few minutes of your time to Christ. Împrumută-ți doar câteva minute din timpul tău lui Hristos. Watch the word come. Priviți cuvântul venind. Simon, now he's commissioned. Let down the net for the draw. Simone, acum el îl împuternicește pe el. Lasă în jos plasa pentru tras. And when he got a hold to the fish, he said, Lord, I've seen all night. It's beyond my intelligence. I can't explain how. Și când el a prins peștii, el a zis, Doamne, eu am tras toată noaptea. Aceasta este în afara inteligenței mele. Eu nu pot explica cum. Neither can I explain how it works. Nici eu nu pot explica cum se poate face aceasta. I don't know the mechanics, just the dynamics is all I'm interested in. Eu nu cunosc mecanica, doar dinamica este tot în ceea ce sunt eu interesat. I don't know how he does it, but he does it because he promised it. Eu nu știu cum face el aceasta, dar el o face pentru că el a promis. He let down the net. El a lăsat jos plasa. Because he knew if there was no fish in there and God said there would be fish in there, he let down the net anyhow. Deoarece el știa că dacă nu erau pești acolo și Dumnezeu a spus că acolo vor fi pești, el a lăsat plasa în jos oricum. You say, I've been to the altar, I've did this, I've done that, I've tried, I've been up and down. Voi ziceți, eu am fost la altar, eu am făcut asta, eu am făcut cealaltă, eu am încercat, eu am fost în sus și în jos, eu. Let down the net. That's a commandment. Lasă plasa jos. Aceasta este porunca. And when he caught the fishes, what did he do? Și când a prins el peștii, ce a făcut el? First, he fell upon his knees in reverence, respect.
And he cried out, "Depart from me, Lord. I'm a sinful man." Mai întâi, el a căzut pe genunchii lui în reverență și respect și a strigat, "Depărtează-te de la mine, Doamne, că eu sunt un păcătos." What is it? Reverence, humility. Ce este aceasta? Reverență, umilință. What was the word come back? Care era cuvântul care a venit înapoi? Fear not, Simon. From henceforth you will be a fisherman of men. Nu te teme, Simone, că de acum înainte tu vei fi un pescar de oameni. In action. And he died in action. Oh, my. În acțiune. Și el a murit în acțiune. Oh, Doamne. The blind man was healed. He couldn't explain. Orbul care a fost vindecat, el nu a putut să explice. He couldn't tell just how it was that he did it. El nu putea să spună cum era că el a făcut-o. He didn't know whether he was a sinner or not. Și el nu știa dacă el era un păcătos sau nu. He says a strange thing to me that you man here, you priest, asked me what this question. El a zis, pentru mine acesta este un lucru ciudat că voi oamenii de aici, voi preoții, mă întrebați pe mine această întrebare. They said, who healed you? Ei au zis, cine te-a vindecat? They asked his father and mother, but they said. Ei au întrebat pe tatăl și pe mama lui, dar ei au zis. The already priest had told him if anybody attended Jesus meetings. Ei au întrebat deja preoții, le-a spus lor, dacă vreunul a participat la adunările lui Isus. He's a insane man. If you attend his meetings, you're excommunicated from this church. El este un om nebun. Dacă tu participi la meetingurile lui, tu ești excomunicat din această biserică. We'll put you, that's what the Bible said. Noi te vom pune pe tine, aceasta este ce a spus Biblia. We'll put you right out of church if you attend that meeting. Noi te dăm afară din biserică dacă tu participi la acel meeting. But the blind man see the meeting come to him. And Jesus healed him. Dar omul orb, vedeți, meetingul a venit la el și Iisus l-a vindecat. And then even his parents, afraid of losing their dignity of being a member of this great church of the city. They was ashamed to say anything about it. Și atunci chiar părinții lui, temându-se că își vor pierde demnitatea lor de a fi membri ai acestei mari biserici din cetate, le era rușine să spună ceva despre aceasta. They turned it back on to the boy and they said, ask him, he's of age. Go ask him how it happened. Ei au trimis înapoi la băiat și au zis, întrebați-l pe el, el este de vârstă. Merge și întrebați-l pe el cum s-a întâmplat. We know that's your son and we know he's born blind. I ain't gonna say nothing. Noi știm că acela este fiul nostru și noi știm că el s-a născut orb, dar eu nu voi spune nimic. Oh, that lukewarm borderline make believer. Oh, acel căldicel mărginaș credincios prefăcut. But this man who had his eyes healed, they said, who healed you? Dar acest om care și-a avut ochii vindecați, ei au zis, cine te-a vindecat? He said, one called Jesus of Nazareth. Yes, sir. El a zis, unul numit Iisus din Nazaret, da, Domnule. He said, humility. His work was done. El s-a așezat în umilință. Lucrarea a fost făcută. They said that means a sinner. Ei au zis, omul acela este un păcătos. We don't know, we have no school he ever come out of. Noi nu cunoaștem și nu avem nicio școală din care să fie ieșit el vreodată. He don't belong to any organizations. El nu aparține la vreo organizație. He has no fellowship cards. We have nothing to do with him. We know he's a sinner. El nu are carnet de părtășie. Noi nu avem nimic de a face cu el. Noi știm că el este un păcătos. Well, they said, now that's a strange thing. Păi a zis el, acum acesta este un lucru ciudat. Said a man that could open my eyes, which has never been done since the world began. A zis, un om care a putut să-mi deschidă ochii, ceea ce nu a fost făcut niciodată de când a început lumea. A man, a minister, opens my eyes, which has never been done in the world, and you clergymen who are supposed to know all the ins and outs of the word, and you don't know nothing about him? That's a strange thing. Un om, un lucrător îmi deschide ochii, ceea ce nu s-a făcut niciodată în lume, și voi clericilor, care ar trebui să cunoașteți toate interioarele și exterioarele cuvântului, și voi nu știți nimic despre el? Acesta este un lucru ciudat. When the very Bible said that when he come, the blind should see, the lame man will leap like a hart. Când tocmai Biblia a spus aceasta, când va veni el, orbul va vedea, șchiopul va sări ca un cerb. They ought to have seen the word was manifested. S-ar cuveni ca ei să vadă că cuvântul a fost manifestat. Vedeți? But the boy knew he had been there. Dar băiatul știa, el a fost acolo. What did he do? He was in action. Ce a făcut el? El era în acțiune. He was ready before his boss, he was ready before the
priest, he was ready before the council. El era gata înaintea șefului său, el era gata în fața preoților, el era gata înaintea consiliului. He was ready for anything because he had recognized God and humbled himself and went into action with his testimony. El era gata pentru orice, deoarece el l-a recunoscut pe Dumnezeu și s-a umilit pe sine însuși și a intrat în acțiune cu mărturisirea lui. That's a real servant. Vedeți? Acela este un adevărat slujitor. The pillar of fire ought to put us in action today, as we've seen it vindicated in the words of his promise for this hour, this last day. Stâlpul de foc s-ar cuveni să ne pună pe noi în acțiune astăzi, așa cum am văzut noi aceasta adeverit în cuvintele promisiunii lui pentru această oră, această ultimă zi. It should put the whole move of God into action. Aceasta ar trebui să pună întreaga mișcare a lui Dumnezeu în acțiune. But the trouble is, our organization says, now wait a minute. That didn't come through our group. That's Jesus' name. That's a renegade. That's a Baptist. That's see. Dar necazul cu aceasta este că organizația noastră zice, acum așteaptă puțin. Acela nu a venit prin grupul nostru. Acela este numele lui Isus. Acela este un renegat. Acela este un baptist. Acela, vedeți? Vedeți? See, they just don't see it. That's right. Vedeți? Ei nu văd aceasta. Așa este. Sign. Oh. The sign of his coming is at hand. Semnul. Oh, semnul venirii lui este aproape. And we know there's not a thing on earth. Și noi știm că nu există niciun lucru pe pământ. Science tells us it's 3 minutes till midnight. Told us that several years ago. Știința ne spune că sunt 3 minute până la miezul nopții și ne-a spus aceasta cu câțiva ani în urmă. Then we must be just about maybe a moment from midnight. Atunci noi trebuie că suntem cam poate un moment de la miezul nopții. We don't know what time the powder is going to light in the keg. Noi nu știm la ce timp se va aprinde pulberea în butoi. Look at this election coming up here tomorrow. Uitați-vă la aceste alegeri care se vor ține aici mâine. That's all it would take is light one. Aceasta e tot ce trebuie, doar să aprindă una. When that radar screen picks up that atomic bomb, every one of them is going to turn loose. But the church will be gone before that time. Când acel ecran de radar va prinde acea bombă atomică, la fiecare din ele o să li se dea drumul. Dar biserica va fi dusă înainte de timpul acela. So if that could happen any minute and the church has to go before that happens, how far is it off? Astfel, dacă aceea s-ar putea întâmpla în orice minut și biserica trebuie să plece înainte ca aceea să se întâmple, cât de departe este aceasta? And the very things that he said would happen, his ministry and what would take place in the last days, we watch it night after night and day after day. Saying the time is at hand. Și chiar lucrurile care el a spus că se vor întâmpla, slujba lui și ce va avea loc în zilele din urmă, noi urmărim noapte după noapte și zi după zi, spunând că timpul este aproape. Oh, we ought to humble ourselves and get him in humility and get into action. That's right. Oh, noi s-ar cuveni să ne umilim pe noi înșine și să intrăm în umilință și să intrăm în acțiune. Asta e adevărat. Word fulfilled should put us all in action. Cuvânt împlinit ar trebui să ne pună pe toți în acțiune. We, like the prophet Isaiah, has seen the outcome of self-exalted people. Who says, well now if it's going to be any worse, it's going to be in our denomination. Noi, ca profetul Isaia, am văzut rezultatul oamenilor ce se exaltă singuri care zic, păi acum, dacă aceasta o să fie undeva, atunci va fi în denominațiunea noastră. If it comes to the Trinity, all right. Dacă aceasta vine prin Trinitate, este în ordine. Or if it comes to the oneness, all right. Sau dacă aceasta vine prin unitarieni, în ordine. Or if it comes to the Church of God, the Methodist, the Baptist, the Catholic, the Presbyterian, it's all right. Sau dacă vine prin Biserica lui Dumnezeu, metodiști, baptiști, catolici sau presbit, aceasta este în ordine. Mi s-a luat un interviu aici în Mexico, fratele Jack era cu mine. The little baby was raised from the dead after dying that morning at 9 o'clock and was raised up from the dead that night at 11 on the platform by a vision. Și micuțul bebeluș a fost înviat din morți după ce a murit în dimineața aceea la ora 9 și acesta a fost înviat din morți în seara aceea la ora 11 pe scenă, printr-o vedenie. Brother Jack was there standing to pray for the baby. Fratele Jack era acolo, el l-a trimis pe el să se roage pentru bebeluș. The lady holding the baby in her arms like this. Și doamna ținând copilul în brațele ei în felul acesta. Rain and pour down and he had on brother Arment's coat. Ploua turnând în jos și el avea pe el mantaua fratelui Arment. And Billy said, I've give out. Și Billy a zis, eu am distribuit. This brother Espinosa's friend, I don't know what I call him, Amania, because he was so slow. Frate, acest prieten al fratelui Espinosa, eu nu știu ce eu l-am chemat, Manana, deoarece el era așa de încet. And so I said,
He gave out the prayer cards and Billy just stood to see that he didn't sell one. Și așa că eu am spus, el a distribuit cartonașele de rugăciune și Billy a stat doar să vadă dacă el nu a vândut unul. He gave them all out. This woman had a dead baby. Și el a distribuit pe toate și această femeie avea bebelușul mort. And she said, well, Billy said, I ain't got enough ushers to hold her back. Și a zis, păi, Billy a zis că eu nu am destui ușieri ca să o țină pe ea înapoi. And I said, she'd never know me. She don't know me. Și eu am spus, ea nu m-ar cunoaște niciodată pe mine. Ea nu mă cunoaște. The night before, that blind man had received his sight. Cu o seară înainte, acel orb și-a primit vederea. Și așa departe, cam de latul acestei platforme, numai claie de paltoane și șaluri vechi și alte lucruri, sărmanii oameni. And I said, well, brother Jack, go down and pray for the baby. I said, she never know the difference between me and you. Și eu am zis, păi frate Jack, mergi jos și roagă-te pentru bebeluș. Eu am zis, ea nu o să știe diferența dintre mine și tine. And she just run on that man's legs and jump up on top of their backs and walk with that dead baby. Și ea fugea doar pe sub picioarele acelor oameni și sărea în sus, pe deasupra, pe spatele lor și umbla cu acel copil mort. A little, pretty little girl, just about this high, maybe her first baby. O micuță, o fetiță drăguță, cam așa de înaltă, poate că era primul ei bebeluș. And she looked to be in her 20s. Very attractive girl. Și ea părea să aibă cam peste 20 de ani, foarte atractivă fată. And so I said, go pray for her, brother Jack, because she'll never know who's who. Și astfel eu am spus, mergi și roagă-te pentru ea, frate Jack, pentru că ea niciodată nu o să știe cine este cine. Me standing back there speaking through an interpreter, she wouldn't know whether I was one praying for the sick or he was. Și eu stând acolo și vorbind printr-un interpret, ea nu ar fi știut dacă eram eu cel ce se ruga pentru bolnav sau era el. Brother Jack started down there and I looked out from it and there was a vision, this little baby sitting here. Fratele Jack a pornit acolo jos și eu m-am uitat înaintea mea și acolo era o vedenie în care acest bebeluș ședea aici. I said, never mind, bring it here. Eu am spus, nu mai este nevoie, aduceți-l aici. In a few moments that baby was alive, laying hands upon it. În câteva momente acel baby era viu, punându-mi mâinile peste el. She went into action right quick. To her doctor with a statement signed. A baby died in his office that morning with pneumonia. Ea a plecat în acțiune repede la doctorul ei cu o declarație semnată că bebelușul a murit în cabinetul lui în dimineața aceea de pneumonie. At 11 o'clock that night, he was back to life again because she was persistent. She had a pressing. Și la ora 11 în seara aceea a fost iarăși înapoi în viață, deoarece ea era persistentă. Ea a trebuit să preseze înainte. There was something real. Acolo era ceva real. If a blind man could receive his sight, her baby could be raised from the dead. Dacă un om orb a putut să-și primească vederea și pruncul ei putea să fie înviat din morți. I like that. God give us more people like that. Mie îmi place asta. Dumnezeule, dă-ne mai mulți oameni de felul acesta. And her a Catholic coming up with her beads in her hands. I told her that wasn't necessary. Și ea o catolică venind sus cu mărgelele în mâini. Eu i-am spus ei, aceea nu era necesar. No disregard to that young fellow. No disregard to that, but that ain't necessary. Fără a disprețui pe tânăra aceea. Nu-i dispreț față de aceea, dar aceea nu era necesar. It's God we believe in. Not any form, not a Methodist prayer or a Presbyterian prayer or a Pentecostal shout. Acesta este Dumnezeu în care credem noi, nu ceva formă, nu o rugăciune metodistă sau o rugăciune presbiteriană sau un strigăt pentecostal. It's God we believe in. Not a Catholic bead or whatever more. Acesta este Dumnezeu în care credem noi, nu o mărgea catolică sau orice altceva. We believe in God, the living God, by His Word, and His Word is God, and it's bound to produce because it's a seed. Noi credem în Dumnezeu, în viul Dumnezeu, prin cuvântul Lui, și cuvântul Lui este Dumnezeu. Și acesta este obligat să producă, deoarece acesta este o sămânță. Now, the prophet then seen what self-exalted denominations did. Acum, profetul a văzut atunci ce au făcut denominațiunile care se exaltă pe ele însele. El a văzut că ele nu puteau să ia locul slujbei. They lose their hope with their creeds and so forth. Ele își pierd menținerea cu crezul lor și așa mai departe. In expectancy of the creeds, they accept that and think that's it. În nădejdea în crezuri, ei le acceptă și cred că asta este. And we find out that man, like Uzziah, tried to take the place of the anointed office, and they failed. Și noi aflăm că oameni ca Ozia încearcă să ia locul celui uns pentru slujbă și ei dau greș. Many of them turns out neurotics, drunkards, and so forth. Mulți dintre ei devin neurotici, bețivi și așa mai departe. Trying to take the place of an anointed office, trying to impersonate. Încercând să ia locul unei slujbe unse, încercând să imite. Instead of having what they're talking about, and called of God to do it, and ordained of God to do it. În loc să aibă lucrul despre care vorbesc ei și să fie chemați de Dumnezeu ca să facă aceasta,
și să fie ordinați de Dumnezeu să facă aceasta. They run off in great big swarms and build big organizations and intellectual man and great big things and flashing and like Hollywood and preaching the coming of the Lord is at hand. Ei aleargă în mari roiuri și zidesc mari organizații și sunt oameni intelectuali și lucruri mărețe mari și cu strălucire ca și Hollywoodul și predicând că venirea Domnului este aproape. We see men lose their hope because they try to take an office they're not ordained to, just like Uzziah. Noi am văzut oameni pierzându-și menținerea lor deoarece ei încearcă să iau o funcție pentru care nu sunt ordinați. Întocmai ca Ozia. We've seen the churches proselyte. Noi am văzut biserici prozelindu-se. We've seen in our Pentecostal assemblies, every one is trying to get the Trinity over, the Trinity trying to get the oneness over, the Church of God trying to get this over. Noi am văzut în adunările noastre pentecostale fiecare unitarian încercând să obțină pe trinitarien la ei, iar trinitarienii încercând să-i obțină pe unitarien la ei, biserica lui Dumnezeu încercând să ia pe aceștia la ei. And all these others trying to get one another, proselyting, impersonating. Trying to do something they're not called to do. Și toți ăștia alți încercând să se câștige unii pe alții, prozelind, personificând, încercând să facă ceva pentru care nu sunt chemați să facă. God said, preach the gospel. Demonstrate the power of the Holy Ghost. These signs will follow them that believe. Dumnezeu a zis, propovăduiți Evanghelia, demonstrați puterea Duhului Sfânt. Aceste semne vor urma pe cei ce cred. Not go make organizations, have schools and so forth. Nu duceți-vă și faceți organizații, aveți școli și așa mai departe. Nothing against it, but that don't take this office's place. Nimic contra acestora, dar aceea nu ia locul acestei funcții. And we see now that men and women who try to take that anointed office when they're not ordained to do it, we see what happens to them. Și noi vedem acum că bărbații și femeile care încearcă să ia acea funcție, însă când ei nu sunt ordinați să o facă, noi vedem ce li se întâmplă lor. There's your example. Iată exemplul vostru. Ministers, we see it the teenage life, we see it everywhere. Lucrătorilor, noi îl vedem în viața adolescenților, noi îl vedem pretutindeni. That's don't watch me, watch God. Aceasta e să nu priviți la om. Priviți la Dumnezeu. Take your eyes from man, put them on God. Luați-vă ochii de la om și puneți-i la Dumnezeu. Not influence, say, oh, glory to God, the Lord tells me, thus saith the Lord, do so and so, and it never happens. Nu influența să ziceți, o, slavă lui Dumnezeu, Domnul spune mie, așa vorbește Domnul, fă așa și așa, și aceasta niciodată nu se întâmplă. See? You're trying to impersonate something that you know nothing about. Vedeți? Voi încercați să personificați ceva despre care nu știți nimic. Don't do that. Dangerous. Nu faceți asta. Aceasta este periculos. You'll be stricken with spiritual leprosy, unbelief. Tu vei fi lovit cu lepră spirituală, necredință. Denominations trying to build up, get a feather and you have to be a presbyter. Denominațiunile voastre încercând să zidiți, să căpătați o pană la pălărie, să fiți un presbiter. If a day be like David, I'd rather be a doormat at the house of my God than to dwell in the tents with the wicked. Dacă fii ca David, eu mai degrabă aș fi o ștergătoare la ușă la casa Dumnezeului meu, decât să locuiesc în corturi cu cei răi. Yes, a doormat. Da, o ștergătoare de picioare. Wherever you call me, Lord, let me be the best doormat you ever had. Oriunde mă chem tu, Doamne, lasă-mă să fiu cea mai bună ștergătoare de picioare pe care ai avut-o tu vreodată. If the people have to wipe their feet on me, let me be a real doormat. I'll clean feet if nothing else. Dacă oamenii trebuie să șteargă picioarele de mine, lasă-mă să fiu o adevărată ștergătoare. Eu voi curăța picioarele dacă nimic altceva. That's what Jesus did. When he came to the earth, he became God's doormat. His own son. Aceasta este ce a făcut Iisus când a venit el pe pământ. El a devenit ștergătoarea de picioare a lui Dumnezeu, propriul lui fiu. Who are you, bishop? State presbyter? Cine ești tu, episcopule? Presbiter de stat. Jesus became a foot-washed flunky, a doormat at the house of the Lord. Când Iisus a devenit un valet spălător de picioare, o ștergătoare de picioare la casa Domnului. Oh, man, and we think we're somebody because we got a doctor's degree, we went through college. Oh, Doamne, și atunci noi ne gândim că suntem cineva pentru că noi avem un doctorat și am trecut prin facultate. Look at your example, what he did. Uitați-vă la exemplul vostru, ce a făcut el. Don't look at what the bishop before you, the presbyter before you, whatever like it. Nu te uita la ce a făcut episcopul dinaintea ta, presbiterul dinaintea ta sau oricine ca acesta. He might have been a good man, that doesn't matter.
It's you. Look at God. El s-ar putea să fi fost un om bun. Asta nu contează. Acesta ești tu. Privește la Dumnezeu. When he's seen the effects, then he's seen what's taking place. Când el a văzut efectul și apoi a văzut ce a avut loc. I'm closing. One more thing. I say. Acum eu voi încheia. Voi spune încă un lucru. His feet, hands, his wings covered his face in reverence. His feet in humility. And then his two wings put him in action. Mâinile și picioarele lui, aripile lui au acoperit fața în reverență, picioarele lui în umilință și cele două aripi ale lui l-au pus în acțiune. Just think of that. The effects of the vision upon the prophet. Gândiți-vă doar la aceasta, la efectele vedeniei asupra profetului. What did he do to the prophet? Ce a făcut aceasta profetului? It showed him that no man. No man, don't put your confidence in a man. Și asta i-a arătat lui că niciun om, nu-ți pune încrederea într-un om. When that man leaves the word of God, you leave the man. Când acel om părăsește cuvântul lui Dumnezeu, tu să-l părăsești pe om. You leave the man. Vedeți? Voi îl părăsiți pe om. Stay with God. God is the word. Stai cu Dumnezeu. Dumnezeu este cuvântul. Watch what the effects did. Priviți ce au făcut efectele. Now, minister brothers, I want this to go down in your hearts. All of you. Acum, fraților lucrători, eu vreau ca aceasta să meargă jos în inimile voastre, la voi toți. What happened to the prophet? Ce s-a întâmplat profetului? It caused that prophet ordained to an office before the foundation of the world. Aceasta i-a cauzat acelui profet ordinat la o funcție înainte de întemeierea lumii. Gifts and callings are without repentance. Darurile și chemarea sunt fără pocăință. It caused that prophet. What about a minister? Bishop. Which is nothing like a prophet. Aceasta i-a cauzat profetului. Cât despre un lucrător, episcop, care nu este nimic ca un profet. Teacher, pastor, or evangelist, what ought to do to them? Învățător, pastor sau evanghelist, ce s-ar cuveni să le facă acestora? But to see the vision of the Lord, it caused the prophet to confess he was a sinner. Dar să vezi vedenia despre Domnul i-a cauzat profetului să mărturisească că el era un păcătos. He didn't walk out and say, yes, glory to God, hallelujah, that's good enough for me, praise God, I'm going out. El nu a pășit afară zicând, da, slavă lui Dumnezeu, aleluia, asta mi-ajunge mie, laudă lui Dumnezeu, eu mă duc afară. Or he didn't go up and say, I'll not listen to that, I had a mental illusion. It is according to what the priest says. Sau el nu s-a dus să zică, eu nu voi asculta de aceea, eu am avut o iluzie mentală. Aceasta nu este conform cu ceea ce a spus preotul. No, he took lesson to it. He saw what God was trying to show him. Nu, el a luat învățătură de la aceasta. El a văzut ceea ce a încercat Dumnezeu să-i arate lui. Why? The spiritual seed was already in him, like it was in the woman at the well, like it was the others. De ce? Sămânța spirituală era deja în el, cum era în femeia de la fântână și cum era în alții. They were ordained, foreordained to this. Ei erau ordinați, preordinați la aceasta. And he saw the reason. Și el a văzut motivul. He saw Uzziah in the leper house, a great man who tried to impersonate something. El a văzut pe Ozia în casa leproșilor, un om mare care a început să personifice ceva. He saw God sitting there and he saw how God dressed his servants and how he sent them out. El a văzut pe Dumnezeu șezând acolo și el a văzut cum și-a îmbrăcat Dumnezeu slujitorii lui și cum i-a trimis el afară. Caused him to say, I am a sinner. L-a făcut pe el să spună, eu sunt un păcătos. Then it come the time for the cleansing after the confession. I am a sinner. Atunci a venit timpul pentru curățire. După mărturisirea, eu sunt un păcătos. The prophet, a man who had been in the king's palace, known to be a prophet. Profetul, un om care era în palatul regelui, cunoscut a fi un profet. Do you hear me? Mă auziți voi pe mine? Caused this ordained prophet, the vision of the Lord caused him to cry, woe is me! L-a făcut pe acest profet ordinat. Viziunea despre Domnul l-a făcut să strige, vai de mine! I'm a man of unclean lips! I live among people that's got unclean lips. And my eyes have seen the order of the Lord. Eu sunt un om cu buze necurate. Eu locuiesc printre un oameni care au buze necurate. Și ochii mei au văzut orânduirea Domnului. Oh, minister brother! Can you sit? Oh, frate lucrător, poți tu să vezi aceasta? My eyes have seen the order of the Lord.
Ochii mei au văzut o rânduire a Domnului. Then come the cleansing. Apoi a venit curățirea. Here come the cherubim with a coal of fire off the altar. They took with his tongs, the tongs from the altar, put it in his hands. Aici vine un heruvim cu un cărbune de foc de pe altar, pe care el a luat cu cleștele lui, cleștele de la altar, și l-a pus în mâinile lui. And took back Isaiah's head because he was ready to confess. And confess that he was unclean. Și a luat înapoi capul lui Isaia, deoarece el era gata să mărturisească și să mărturisească că el era necurat. Because he looked to some bishop or somebody for his example instead of looking towards God. Deoarece el s-a uitat la ceva episcop sau cineva ca exemplu al lui, în loc să se uite către Dumnezeu. Instead of looking towards the word, you look towards a creed. Still put you back a man of unclean lips. În loc să se uite către cuvânt, el s-a uitat către un crez. Totuși te pune pe tine înapoi un om cu buze necurate. And the angel came with fire, placed it upon his lips and said, "Now you're clean." Și îngerul a venit cu foc și l-a pus pe buzele lui și a zis, "Acum tu ești curat." Notice the order. Observați rânduiala. He never brought him a book, a catechism. El nu i-a adus lui o carte, un catehism. God doesn't prepare his servants by books and catechism. Dumnezeu nu își pregătește slujitorii lui prin cărți și catehism. He prepares his servants by fire. Cleansing fire. Fire from the altar. El își pregătește slujitorii lui prin foc. Foc curățitor. Foc de la altar. And he cried. Și el a strigat. When he cried out and said, "Woe is me, for I've done wrong. I put my example and my trust in a man. And I see the order of the Lord." Când el a strigat și a zis, "Vai de mine că am păcătuit, mi-am pus exemplul, încrederea mea într-un om și eu văd rânduiala Domnului." And he cleansed him with the coal of fire. Și el l-a curățat cu un cărbune de foc. Now, isn't it wonderful how the man recognized himself being a sinner? Acum, nu este aceasta minunat cum omul s-a recunoscut pe sine ca fiind un păcătos? And look how God did as soon as he recognized he was a sinner. Și priviți cum a făcut Dumnezeu îndată ce a recunoscut el că era un păcătos. He confessed to being a sinner. Confessed to his wrong. El a mărturisit că era păcătos. A mărturisit greșeala lui. And he saw what God did and how he did it. How he cleaned him by a coal of fire. Și el a văzut ce a făcut Dumnezeu și cum a făcut el aceasta. Cum l-a curățit el cu un cărbune din foc. Not a declaration of creeds, not a bunch of beads, not some historical affair. He cleansed him with present tense, living fire. Nu o declarație de crezuri, nu o grămadă de mărgele, nu vreo afacere istorică. El l-a curățit cu timpul prezent, cu focul viu. And the Bible said that the promises unto you and your children and them is far off, even as many as the Lord our God shall call. Și Biblia a spus că promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. This same Holy Ghost, this same Jesus that come in the form of the Holy Ghost on the day of Pentecost is the only cleansing process God knows anything about cleansing his servant. Același Duh Sfânt, același Iisus care a venit în formă de Duh Sfânt în ziua cincizecimii este singurul proces de curățare despre care știe Dumnezeu cum să curețe pe slujitorul său. He's seen the order. El a văzut rânduiala. He's seen what God's servant prepared, how he was to act. El a văzut cum trebuia să acționeze slujitorul pregătit al lui Dumnezeu. He's seen the way God got his servant ready, how he set him in order. El a văzut felul în care își pregătea Dumnezeu slujitorul și cum a așezat el aceasta în ordine. Notice, then the following after the cleansing, after the commission. Și observați, atunci ce urmează după curățire, după însărcinare. After he did this, followed then what? The commission. După ce el a făcut aceasta, ce a urmat atunci? Însărcinarea. After confession and cleansed, it was then that the clean Isaiah answered when the Lord said, "Who will go?" Said, "Here am I. Send me." După mărturisire și curățire, a fost atunci că Isaia curățit a răspuns când Domnul a zis, "Cine se va duce?" El a zis, "Iată-mă, trimite-mă pe mine." Young man, woman, your life before you.
Let you and I go down to the altar this morning. Let's go out to the house of God for a few minutes. Tineri și tinere, viața este înaintea voastră. Haideți ca voi și cu mine să mergem jos la altar în dimineața aceasta. Haideți să mergem la casa lui Dumnezeu pentru câteva minute. Businessman, housewife, minister. Let's go down to the house of God. Oameni de afaceri, casnice, lucrători, haideți să mergem la casa lui Dumnezeu. There's something wrong somewhere. Pe undeva ceva nu este în regulă, vedeți? You had too much more, so much carnal impersonation in the world of Christianity. Voi ați avut mult prea mult și atât de multă personificare din fire în lume, în creștinătate. Young folks, I feel sorry for you. You don't know which way to turn. Tinerilor, mie îmi pare rău de voi. Voi nu știți în ce parte să vă întoarceți. One says this and one says that and one says it's a Hail Mary and the other says it's something else and one says join this church and join that. It's all wrong. Unul zice asta, altul zice cealaltă și unul zice aceasta este Ave Maria și celălalt zice că aceasta este altceva și unul zice aderă la biserica aceasta și aderă la aceea. Toate acestea sunt greșite. For God has thoroughly showed that the thing is dead. Căci Dumnezeu a arătat cu desăvârșire că lucrul acela este mort. Now let's go down to the house of God in our heart, the altar. Let's look up and see what Jesus looks like, which is the word. Acum haideți să mergem la casa lui Dumnezeu în inima noastră, altarul, să privim în sus și să privim cum arată Iisus, care este cuvântul. And then we can answer, here am I, send me. Și atunci noi putem răspunde, iată-mă, trimite-mă pe mine, Doamne. Send me to the house to be a better wife. Trimite-mă pe mine acasă să fiu o soție mai bună. Send me to school to be a better teenage girl. Trimite-mă la școală să fiu o adolescentă mai bună. Send me to school to be a better teenage boy. Trimite-mă la școală să fiu un adolescent mai bun. Send me to the pulpit, a different minister. Trimite-mă la amvon, un slujitor deosebit. Send me to my business, a different businessman. Trimite-mă la businessul meu, un businessman deosebit. When you see your example, Jesus Christ. Când voi vedeți exemplul vostru pe Iisus Hristos. He said, here am I, send me after his humility, after he's seen the order, how God puts his servant together. El a zis, iată-mă, trimite-mă pe mine, după umilința lui, după ce a văzut el rânduiala, cum își pune Dumnezeu pe slujitorul lui la olaltă. How he commissions him, before he commissions him, he has to be humble, reverent, and in action. Cum îl însărcinează el pe acesta, înainte ca el să-l însărcineze, el trebuie să fie smerit, reverent și în acțiune. And therefore, when he seen that, the cleansed Isaiah said, here am I, send me. Și de aceea, când a văzut el aceasta, curățitul Isaia a zis, iată-mă, trimite-mă pe mine. Let us bow our heads just a moment. Să ne plecăm capetele doar pentru un moment. Coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here, send me. Speak, my Lord, speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord. Speak, and I will answer. Gândiți-vă la aceasta acum, adolescentul, în timp ce fredonează ei cântecul acela. Think of it, minister, businessman, housewife. Gândiți-vă la aceasta, lucrătorilor, businessmanilor, casnicelor. We're down at the house of the Lord now. Noi suntem la casa Domnului acum. Look above you and see your example, the cherubims.
Priviți deasupra voastră și vedeți exemplul vostru, heruvimii. Just think, you're at the end of time now. Gândiți-vă doar, voi sunteți la sfârșitul timpului acum. Time will fade into eternity, maybe today. We don't know just when. Timpul se va pierde în eternitate, poate astăzi. Noi nu știm când. Think of it. Gândiți-vă la aceasta. There's millions now in sin and shame are dying. Look on the streets. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Oh, speak, mean it from your heart now. Isaiah, where are you? Spune-o din toată inima ta. Isaia, unde ești tu? And I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Methodist, Baptist, Pentecostals, where are you at? Metodiști, baptiști, pentecostali, unde sunteți? Lord, speak and I will answer. Lord, send me. Do you really mean it? When he speaks to your heart, will you mean it? Spui tu aceasta cu tot din adinsul? Când el vorbește inimii tale, vrei tu cu tot din adinsul? Speak, my Lord. Oh, speak, my Lord. If he's speaking to you while they're singing, we'll quickly answer. Dacă el îți vorbește ție în timp ce ei cântă, voi răspunde repede. Will you raise up your hand, say, me, Lord, me, Lord, God bless. Vreți să vă ridicați mâna zicând, pe mine, Doamne, pe mine, Doamne, Dumnezeu să vă binecuvinteze. My Lord, speak, my Lord, to others. Lasă-mă să fiu o influență pentru alții, Doamne. I can't do it till you cleanse me. Send the angel now, Lord. Eu nu o pot face până când tu mă curățești. Trimite îngerul acum, Doamne. Speak, my Lord. Oh, speak, my Lord. Speak, and I will answer thee. Oh, speak, my Lord. Speak, my Lord, with your hands up now, and I will. Cu mâinile voastre în sus acum, și eu voi. It shows he's speaking. Now may the fire come and cleanse it. Aceasta arată că el vorbește. Acum fie ca focul să vină și să-i curățească pe ei. My Lord, speak, my Lord. Vorbește, Domnul meu. Vorbește, Domnul meu. Lord Jesus, as the song is saying, speak and I will quickly answer thee. Literally, dozens of hands are up in here, Lord, amongst the teenage and amongst the old, ministers, businessmen. Doamne Iisuse, așa cum se cântă cântarea, vorbește și eu îți voi răspunde repede. Practic, mâinile se ridică în sus cu duzinile. Doamne, printre adolescenți și printre bătrâni, lucrători, businessmeni. Surely, Lord, you're still speaking. Desigur, Doamne, că tu încă vorbești. Send the angel now with a coal of cleansing fire. Trimite acum îngerul cu cărbunele de foc curățitor. Prepare your servants right, Lord, for the task that lays before us. Pregătește pe slujitorii tăi corect, Doamne, pentru sarcina care este înaintea noastră. Isaiah knew to be a prophet it taken more than what he had to meet the answer of the day. Isaia știa ca să fie un profet trebuia mai mult decât el avea ca să întâmpine răspunsul zilei. And so does it take more than we've got, Lord, today to meet the answer. Și astfel este nevoie de mai mult decât avem noi, Doamne, astăzi, ca să întâmpinăm răspunsul. It takes a person of Christ within us. Este nevoie de persoana lui Hristos în noi. It takes Jesus himself to answer the question.
Trebuie să fie Isus însuși ca să răspundă întrebării. Grant, Lord, grant that the Holy Ghost in the person of Christ, or Christ in the person of the Holy Ghost, may come into every heart just now. Admite, Doamne, admite ca Duhul Sfânt în persoana lui Hristos, sau Hristos în persoana Duhului Sfânt, să vină în fiecare inimă chiar acum. Cleanse us, Lord, from our unbelief. Curățește-ne, Doamne, de necredința noastră. Cleanse us from our creeds and our foolishness of this world. Curățește-ne de crezurile noastre și prostia noastră de această lume. Cleanse us from it, Lord, and put your word in our heart and meditate on it day and night. Curățește-ne de aceasta, Doamne, și pune cuvântul tău în inima noastră și să medităm la acesta zi și noapte. May the answer come, Lord, as soon as our hearts are cleansed. Grant it, Lord. Fie ca răspunsul să vină, Doamne, îndată ce inimile sunt curățite. Admite aceasta, Doamne. May the angel of God touch each one of our hearts now with that coal of fire as we're waiting upon him. Grant it, Lord. Fie ca îngerul lui Dumnezeu să atingă inima fiecăruia acum cu acel cărbune de foc, așa cum îl așteptăm noi pe el. Admite aceasta, Doamne. Now with your heads and your arms, your heart, your everything turned to God, right here in the temple of God, where the Holy Ghost is and His train fills the building. Acum cu capetele voastre și brațele voastre, inimile voastre și totul în voi, îndreptate către Dumnezeu, chiar aici în templul lui Dumnezeu, unde este Duhul Sfânt și poala Lui umple clădirea. The presence of His being is here. Prezența ființei Lui este aici. Let's just accept it now. If you can feel God touching you now as we sing this song again. Haideți să acceptăm aceasta acum, dacă puteți voi să simțiți cum vă atinge Dumnezeu acum, așa cum cântăm iarăși această cântare. When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. Când cărbunele de foc a atins profetul, făcându-l pe el atât de pur cât de pur se poate. That's as our heads and hearts bowed before Him now. Sing that again. Haideți, așa cum avem capetele și inimile noastre plecate înaintea Lui acum, să o cântăm iarăși. Let the angel of God cleanse our hearts from all filth and all the glamour of the world. Și să lăsăm ca Îngerul lui Dumnezeu să ne curețe inimile noastre de toată murdăria și toată strălucirea lumii. You little girls and boys from high school and your little teenagers of Shreveport, you're... Și voi, fetițelor și băiețașilor de la liceu de aici, micuților adolescenți din Shreveport de aici, you good old southern people here that used to have the old-fashioned gospel down here, you see there's something that the church don't provide for you today, but God's got it for you. Voi bătrâni, oameni buni din sud, aici care obișnuia să aveți acea evanghelie de modă veche aici jos, voi vedeți că există ceva pe care biserica nu vă procură astăzi, dar Dumnezeu are aceasta pentru voi. Won't you let Him cleanse your heart now? Nu-l veți lăsa voi pe El să vă curețe inima acum? You dwell among people that dance and everything else and call themselves church members. Voi locuiți printre oameni care dansează și câte și mai câte și se cheamă pe ei membri ai bisericii. And you see the filth and things that's in our churches from everywhere. Și voi vedeți murdăria și celelalte lucruri care sunt în bisericile noastre de pretutindeni. From Catholic, from the first organized church to the last one, that's Pentecost. De la catolici drept, de la prima biserică organizată până la ultima, care este pentecostală. Every one of us is guilty. Every one are guilty without any exceptions. Fiecare dintre noi este vinovat. Fiecare este vinovat fără vreo excepție. You see where we got ourselves. Vedeți unde am ajuns? Our great schools to educate our ministers and things and the thing that they twisted us up in out there. Școlile noastre mari ca să educeze lucrătorii noștri și altele și lucrul în care ne-a amestecat pe noi acolo. Let's throw the thing aside. Haideți să aruncăm lucrul acela la o parte. Do like Paul, though, none of these things move me. Faceți ca și Pavel din vechime. Nici unul din aceste lucruri nu mă mișcă pe mine. I'm persuaded that there's nothing present or nothing future, nothing can separate us from that love of God that's in Christ. Eu sunt încredințat că nu există nimic în prezent, nici în viitor, nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos. In forgetting those things that are in the past, I press towards the mark of the high calling in Christ. Și uitând lucrurile acelea care sunt în trecut, eu presez pentru semnul înaltei chemări în Hristos.
Oh, my, believe it now as we close our eyes and open our hearts to Him and say, oh, Doamne, credeți acum, așa cum ne închidem ochii și ne deschidem inimile către El și cântăm. When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here, send me. Oh, speak, my Lord, speak. Now let's just raise our hands to him and believe it. Acum haideți să ne ridicăm mâinile către el și să credem. Speak, Lord, I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me, yes, speak, my Lord. Pray now. I want to ask Brother Don to come here and pray with us. Ne rugăm acum, am să cer fratelui Don să vină aici și să se roage cu noi. Speak and I'll be quick to vorbește și eu mă voi grăbi să-ți răspund.